aby Skyajus. Pamięte, data Wintory dostała moja marek. Eu mă duc acasă, da? Să n-aprindeți nimic. La Casa de Cultura Studenților, dar chiar am pregătit în... Să-l numai în cap. Și acum, cum o să stea în vieții? Sisem rugăciunea ca de obicei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Înghetorule, Duhul Adevărului, care pentru tindene ești și toate le împlinești, vistier bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sfetele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubiește! Doamne, iubiește! Doamne, iubiește! Părinte, binecuvântați! Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vreau să stați jos. Vreau să vă rog ceva. În unitate cu cei morți la colectiv, haideți să cântăm o ce veste minunată, măcar trei strofe, ca să nu plângem după. Plângem în timp ce. O ce veste știu. Cred că acum aveți mai nevoie să ne spuneți despre dânsul, că apare peste tot și îl intervievează toți. Și atunci știți multe despre dânsul. Doar să vă spun că în postul Paștilor cred că o să fie la Casa de Cultura Studenților întâlnirea cu părinte. Și poate că în alte întâlniri o să fie la săr și mai mari, dacă... Da. Părinte... Până la sfârșit ne vedem în rai, da? Tot mărim sala, tot mărim... Îi mulțumesc, Părintele Ciprian, deși să știți că vreau să vă mulțumesc pentru seara asta, pentru că
trebuie să o spun. Voi sunteți biserica. Voi sunteți biserica. În aceeași măsură în care biserica e tot ceea ce ne înconjoară și tot ceea ce ne construiește. M-am gândit acum, mamă, seara ți-a invitat la o nuntă, ce te-ai putea face? Ce să le dai să mănânce? Doar dacă ai mulți pâine, așa, face apa, vin, te-ai descurca. Așa că în seara aceasta vă rog frumos să vă simțiți ca la nuntă. Adică liniștiți, cu minți, da? Ați văzut că am ales o temă în care am încercat să spunem celorlalți cât de importantă este biserica pentru noi. Pentru mine nu este important să aflu cât de neimportantă e biserica pentru cei care o înjură. Știm. Nu știm de ieri, de azi. O știm de când au început să înjure prima dată. Dar e important pentru noi să ne aducem aminte ce este biserica pentru noi. Și vă rog foarte mult, zilele acestea până la Crăciun, încercați să învățați ce este biserica pentru voi. Puneți mâna pe Sfânta Scriptură, puneți mâna pe un catehism, ca să nu zic puneți mâna pe carte, ca asta i-am zis-o altuia. Dar puneți mâna pe carte și nu mai fiți atât de ușor, atât de duali într-o societate atât de maleabilă după interese personale. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l pun la inimă. Dacă m-ați văzut făcând nebunii, vă rog frumos să mă iertați. Voi sunteți în spatele meu tot timpul și când ies în față și când vorbesc, nu vorbesc pentru mine, pentru voi vorbesc. Mi-e rușine de voi, îmi crapă obrazul dacă nu reușesc să spun că măcar în câteva centre universitare studenții sunt altfel decât își închipui alții că sunt. Sunteți parte integrantă a misiunii noastre. Și atunci trebuie să știți că sunteți mâini întinse către fiecare dintre noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin. Când mi-a fost greu să știți că m-am gândit la fețele din seara asta. Acel răspuns voi dau eu, Sinedriului de la Cluj, dacă nu voi reuși să fiu mai atent la ceea ce fac. În al treilea rând, trebuie să vă spun asta. Pentru că altfel lăsăm o discuție deschisă. Să știți că acum am înțeles situația Mântuitorului pe cruce. Când te înjură și ai tăi și ceilalți. Nu-i rău deloc. Nu-i rău deloc. Încep să te îngrijorezi la un moment dat, cauți să vezi dacă au dreptate și când au dreptate te simți ușurat. Vreau să vă spun că sunt conștient și convins că viitorii 20 de ani vă aparțin. Va trebui să stați lângă biserică precum Ștefan Vodă la hotare. Nimeni n-are voie niciodată și nicio situație să vă încalce dreptul la proprietate asupra Ortodoxiei. E un drept inalienabil al celor care se nasc în Ortodoxie și trăiesc în Ortodoxie. Și în ultimul punct al pretextului mic, că am mai avut noi un pretext mai mare, recunosc că ascult 4 ore de rog pe zi. De la 10 seara la 2 dimineața, în fiecare seară, dintr-un motiv foarte sănătos pentru mine. Nu mai e nevoie să-mi fac cultură rock. O aveam de mult, din liceu. Și pur și simplu pentru că este singurul program de radio care n-are știri peste noapte să-mi strice ritmul la scris. Vreau să înțelegeți bine lucrurile acestea. I-am văzut pe câțiva că m-au blagostovit că am cântat Hristos de la Cluj. Era un specialist în teologie care a spus că e necanonic să cântăm Hristos a înviat la Biserica Icoane și am transmis, sper să fie în sală și să rețină, că în sine cântarea Sfântului Învierii, nu e, cel puțin troparul Învierii, nu este prevăzut în niciun canon, doar dacă n-a găsit el un canon 2 Gheorghe Dojo sau 3 Ștefan cel Mare, dar el nu e în canone. Și al doilea lucru pe care vreau să vă spun, n-am afirmat niciodată că sunt rocker, eu rămân preotul lui Hristos. Crucea mea, știți, este corectă, adică nu... Pentru ea cu crucea invers, avem alt sector. Dar nu pot să etichetez România în îndrăciți și dezdrăciți, în slabi și puternici, pentru că noi nu suntem televiziune, noi suntem biserică. Și vreau să rețineți. Biserica nu este un studio de televiziune în care să ne batem joc de oameni. Trebuie să ne iubim cum suntem, să ne apreciem cum suntem și nu de puține ori să găsim soluții să supraviețuim împreună. Într-o lume care ne-ar avea uciși pe toți. De aceea, seara de astăzi, am luat-o foarte în serios și mi s-a tras atenția că nu sunt duhovnicesc deloc și trebuie să mă reîncar la duhovnicie. M-am gândit cum să fac. Și mi-am adus aminte de o poveste care mie mi-a plăcut foarte mult. În ultimele luni am avut o distracție națională pe educația pentru sănătate. Că le-a fost rușine să ne spună că vor să ne învețe cum să curvim cu ștaif. Știți? Adică un fel de playboy pe masa elevilor. Și a fost așa o discuție întreagă și ni s-a spus că este o problemă majoră. Bine, mi-a adus aminte de o poveste pe care trebuie să vă spun și de aici să începem să răspundem întrebărilor, să nu ne prindem mâine dimineață. Era o doamnă, nu spun că locuia la Cluj,
Și dacă vreți să nu fie doamnă, e oricine altceva. Și un bărbat făcea exact aceeași prostie. Era o doamnă care dis de dimineață ieșea pe balcon și spunea: Doamne, ține deoparte tigrii de Cluj. Ține cât mai departe de Cluj ăștia. Frățică, stai așa că... Azi așa, mâine așa, poi mâine așa. Deja lumea intrase la bănuie. Numai un copil sănătos a ieșit pe balcon. Tati, dar știi că noi la Cluj, abia la grădina zoologică, avem vreunul așa. Dar în general, de la granița României încolo sunt 1000 și ceva de kilometri până la locul unde sunt tigrii. La care asta, înseamnă că rugăciunea mea a avut efect. Deci vă rog frumos să înțelegeți că nu trebuie să ne rugăm pentru lucrurile care nu există sau pe care le inventează câte un grupuscul, ci trebuie să ne rugăm pentru mântuirea sufletului, ceea ce este mult mai mult. Și subscriu la ce a spus Maica, minunata Maica Siluana. Vă rog eu frumos, ați spovedit, spuneți-vă păcatele, nu necazurile. O să vă prindem mai bine și o să reînviem altfel. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit și care mai încăpeți, haideți încoace. Încăpem. E loc pentru toți. Asta e frumusețea. Mie asta îmi place în biserică. E loc pentru toți. Ia uite aici. Zice, în trecut ați justificat unele automobile mai scumpe ale ierarhilor noștri prin apelul la siguranța acestora. E o întrebare fundamental duhovnicească în relație cu biserica. Da. Vă mențineți părerea că Mercedes E350 ține tot atât de siguranță? Da. Da. Ia să vă fac un calcul și mai mic. Un om care merge 1000 de kilometri pe săptămână în ritmul în care îi se cere să fie în vreo 6-7-8 locuri din mitropolia lui prezent și are în subordine 660 de unități care pot să-l împrumute. Eu sper că avem atâta decență ca Biserica Ortodoxă să împrumutăm un ierarh cu 100 de euro pe an ca parohie să-și poată cumpăra o mașină întreagă. Am spus, o să caut pentru cei de la ziarul care a lansat povestea. Oricum, mașina e mai veche de un an jumate, asta mă face să mă îndoiesc asupra calităților lor de jurnaliști. Dacă numai acum o văd, înseamnă că acum a trebuit să fie văzută. Dar o să le transmit, uite, o folosim seara aceasta să le spunem că o să încercăm să găsim un trabant. Sau dacă se poate, o berlină. Dacă cineva își închipuie că un om operat la picior și cu probleme mari de mers poate merge în 10 minute acolo unde merge un jurnalist în 10 minute, ei oricum ajung mai repede decât salvarea, ba chiar mai înainte accidentului sunt marea majoritate acolo, și îl provoacă ca să aibă știri pentru a doua zi. E bine, dacă cineva își închipuie că mitropolitul meu poate alerga ca o căprioară la 70 de ani și că e obligatoriu să ajungă transpirat și într-un spațiu în care se sujește, e părerea lui. Vreau să ne întoarcem la decența noastră ca biserică. Trebuie să ne protejăm unii pe alții, dar să nu exagerăm cu nimic. Sunt convins că ierarhii noștri și-au primit lecția și o vor digera. Ultimile luni îi văd și îi simt. Eu nu mă îndoiesc de ierarhia Bisericii Ortodoxe Române. Mă îndoiesc de ceea ce nu se spune despre ceea ce facem, știți? Țineți minte că ispita momentului este să vă pună să vă uitați în direcția în care nu suntem, pentru că în direcția în care suntem nu o să ne vadă niciodată. Au o problemă. Domnul a venit să vindece orbii, iar orbii vor să vindece chiorii acum. Zice, Doamne ajută! Doamne ajută! Sunt student la facultatea la teologie și încă nu am descoperit cum ar trebui să mă rog pentru un tată alcoolic care mi-a marcat copilăria și care încă o maltratează pe mamă. Cad în deznădejde și în depresie din pricina gândurilor chinuitoare de toată vremea. Ce ne spuneți despre această patimă? În primul rând că patima alcoolismului este una dintre cele mai grele pentru că este bună la gust. Nu, vorbesc foarte serios. Exact ca la drogați. Întrebați-i pe un fost drogat dacă nu e dor de vremurile când... Și o să vă spună, cum nu? Deci, ăstea sunt patimi dulci. E o cântăreață la noi care cântă dulce, ating, dulce păcat, are acolo un joc de cuvinte periculos. În astfel de situații, greutatea vine și din faptul că se așează alcoolismul când alcoolism mai vechi al altcuiva din generație. Încercați să nu vă temeți și să fiți foarte... N-am la mine nebruiază. Să încercați să fiți cât mai aproape de tata. Tații alcoolici se vindecă prin dragostea noastră. Anul acesta am reușit un tur de forță la Crucea Albastră, la Sibiu, pe care mă bucură. O să începem să dăm drumul și la un proiect de educație cu cei care vor să asigure cultura anti-alcool la nivel mai tânăr, la oameni mai tineri, celor care vă pasă. Sper să reușim să facem niște module în care să vă învățăm cum să intervine în astfel de situații. Pentru că, să știți, nu le e nici lor ușor.
nu le e nici lor ușor și vreau să rețineți că în marea majoritate a timpului alcoolismul este boală care se ia, să nu râdeți de ei. Da? Deci tata, când mergeam cu autobuzul, eram, aveam un vecin care întregea traia la mesea și eu râdeam ca prost un par. Și tata zice, bă, nu râde, că asta e boală care se ia. Deci fiți foarte atenți, este un lucru extrem de fragil și extrem de delicat. Cereți ajutor oamenilor care știu. Clujul nu duce lipsă de oameni competenți la capitolul acesta. Citiți, informați-vă, nu pe Google, vă rog frumos, că acolo sunt niște prostii mai mari decât Google-ul. Dar căutați, există chiar cărți simple, de la cărți simple, trebuie să înțelegeți ce se petrece. În general, îndemn să o ajutați pe mama, întăriți-i mamei credința, scoateți-o pe ea din deznădejde. Rugăciune nu există, eu tot aud aia cu potirul nesecat, cu rugăciunea împotriva alcoolismului este să faci ceva pentru el. Să terminăm cu copilării, sigur că ne rugăm, mergem la liturghie, îl pomenim, rugați-l pe duhovnicul dumneavoastră să-l pomenească, dar faceți ceva pentru el. Încetați să credeți că Dumnezeu este pompier de serviciu și vine să ne rezolve nouă toate problemele. Rugați-vă ca să aveți puterea să înfruntați din când în când dracul care îl chinuie. Asta e altceva. La un moment dat ați spus că suspendarea contului de Facebook nu este o soluție pentru dependența de Facebook. Vă mențineți părerea? Da. Da. În ciuda faptului că de câteva zile postez ca un nebun, postez fotografii cu oameni vii, încercați să vă faceți viu Facebook-ul. Faceți-l viu. Faceți-l personal, îndrăznesc să spun. Deci, pentru noi, vedeți că la Sinteza, cei de aici, de la Cluj, au publicat teribil de bună analiză pe Facebookistan. O analiză întreagă, o revistă întreagă este adresată acestui fenomen, dar Sinteza, în general, ca revistă, cei care sunteți studenții domnului Dâncu și îl mai vedeți, salutați-l pentru onoarea de a fi un profesor de excepție în ceea ce vă privește. Se creează un cont de interes pentru treaba aceasta. Uitați-vă cât plătim telefonul mobil fără să vorbim nimic. Fără să ne comunicăm nimic, de fapt. Ne trimite niște litere, niște smile-uri, niște, din când în când, câte un deget ridicat sau altfel, că nu e cazul să exemplific, și credem că noi comunicăm, nu comunicăm. Toată revoluția asta care a zis-o pe teren, născută din informarea pe Facebook, ne arată oricând că suntem extrem de perisabili în ceea ce privește informația. De exemplu, pe orice Facebook ați intra, foarte greu veți găsi, ați găsit în seara aceea informația că la colectiv era preotul pompier prezent în centru și că era în linia întâi. Dacă ați fi gândit cu logica unui om care a făcut armata, de exemplu, și care știe că în sistemul cod roșu unul dintre reprezentanții de acolo trebuie să fie preotul care susține garda care intervine, nu pe cei care sunt acolo, n-ați fi intrat în nicio vrie. Eu am avut prieteni foarte buni din presă. Părinte, ce face biserica? Ca de obicei, e în genunchi. Ca de obicei, este în genunchi. Facebook-ul poate să dea informația, dea personalizație-o, fără să vă puneți copiii pe... sau toate pupăciunile și toate dezbrăcăciunile, că te uiți pe Facebook, zici că te uiți la filme cu acordul părinților duhovnici, așa, știi? Care este impresia pe care Facebook-ul v-a lăsat-o după ce ați început să-l utilizați? Am dat mâna, bună dimineața, bună dimineața. E limpede că îți fură primele orele dimineții. Dacă mai ești cuplat și la știri, ai nebunit, n-ai nicio rugăciune de dimineață. Te uiți și azi ce scriu ăia, ce zic ei, ați văzut că noi avem tot felul de platforme de contributori în România, adică contribuim toți la informații. E interesant. Eu zic să-l închideți totuși în sesiune, să-l... Adică vă trebuie timp. Nu vă mai mâncați timpul. La vârsta mea, așa, Părintele Ciprian și alți câțiva de aici, noi chiar nu avem presiunea timpului. S-ar trebui să nu avem. Dar încercați să fiți vii în alte limite decât în limita Facebook-ului. Cum să-i spun mamei că vreau să merg pentru 12 săptămâni la o mănăstire în Grecia? Mi-am cumpărat deja biletul de avion. Doamne, ce figuri sunteți! Și că problema e că ea mereu trăiește cu impresia că voi fugi la mănăstire. Na, de unde să... Dar de unde să-i treacă prin cap? Știți, astăzi am ascultat un banc, că nu-i pildă, să spune că la o terapie a unui psihiatru, la un moment dat, îl cheamă pe psihiatru pe la bolnav și zice, îi desenează un triunghi. Zice, ce e asta? O femeie goală. Ei! Îi face un cerc. Da, asta? O femeie goală. Ei! Zice, da, asta și face un pătrat, ce e? O femeie goală. Dumnezeu, dumneata ești obsedat. Dar cine te pune să desenezi obscenitățile astea?
Știți? Adică dumneavoastră îi puneți mamei sărac ca semn de exclamare odată, de două, de trei ori. Bănuiesc acasă mâncați cu baticul din fasole și... Femeia ce să înțeleagă sărac? Dar toți părinții, de cel puțin acei care am făcut teologia, cred că toți au avut spaima că plecăm la mănăstire, pentru că noi am obișnuit să creadă că mănăstirea este o alternativă la handicapul nostru și la frustrarea noastră de a trăi social plinătatea bisericii. Ori mănăstirea nu e asta, nu e o parcare pentru nărozi. Mă rog. Uneori le iese, dar... Mănăstirea e altceva, e un spațiu viu, e... Dacă aș ști să o duce să vadă frumusețile pe care le vedeți cu ochii dumneavoastră, poate ar gândi altfel. Cum să procedezi în următoarea situație? Tata a fumat 20 de ani și a făcut cancer de prostată. Dacă e de la țigară... În timpul tratamentului a renunțat la fumat, dar de câteva săptămâni a revenit la vechile obicei. Ar trebui să vă îngrijoreze boala tatălui dumneavoastră, nu fumatului. Vă rog eu mult de tot, terminați cu prostiile. Eu când eram mic, am hotărât cu sora mea să lăsăm pe tata de fumat. Era o întreagă campanie în România, cei care își mai aduc aminte prin anii 80. Chiar spuneau la un moment dat, fiecare țigară e un cui în sicriu. Doamne, ce am făcut acolo de a... Ne-a luat de bietul tata, săracul, se uita la noi, nu știa ce să creadă, au nebunit copiii lui, ăștia au tras pe nas, bine, pe atunci nu era la modă, dar... Deci noi ne comportam ca niște pătimași. Nu poți să fii pătimaș în lăsarea unuia de patimă. Vă rog eu, concentrați-vă pe boala tatălui dumneavoastră, mâine s-ar putea să nu mai fie. Și o să vă fie doar să miroseți a țigară în casă. Asta nu înseamnă că să vă încurajez să fumați, Doamne ferește. Dar vă încurajez să vedeți realitatea situației. Realitatea situației. Ce legătură mi-a zis mie odată? Că, părinte, m-am uitat la un meci de fotbal și un fundașul cu tare n-a alergat bine. Ce treabă ai tu, duteți la televizor, că n-a alergă la bine. Și culmea, echipa lui bate și nici nu au ajuns aia din echipa adversă până la ei la poartă, știți? N-are nicio legătură una cu alta. Fiți realiști. Fiți cu ochii pe părinți. Ne pierdem părinții, ne trebuie... Toată lumea e cu ochii pe tânăra generație. Viitorul țării. Serios? Ce viitor avem dacă pe părinții noștri îngropăm în picioare? Unde mai este alternativa noastră dacă ne vom rușina tot timpul? Tot timpul. Veți sta la catedră și vă veți rușina să le vorbiți copiilor la clasă despre părinți, pentru că voi nu mai știți nimic despre ei voștri. Treziți-vă la realitate. Oricum îi îngroapă oamenii ăștia. Cred că în 10 ani terminăm tot ce înseamnă peste 50 ca să facem loc la alți pensionari. N-ați văzut cum ne amenință că a scăzut populația României? Păi noi când ne spuneam nu mai faceți băi avortul, ce ziceau? Evo mediu, niște tâmpiți de pop, niște bătuți în cap, așa sunt... Serios? Le-am spus acum la o întâlnire, zic, măi, oameni buni, voi ne spuneți nouă... foarte des în limbajul public al marilor specialiști în detoate, apare ideea foarte multor avorturi făcute între 16 și sarcini nedorite, între 16 și 19 ani. Mă, așa o fi. Nu vrei sarcină nedorită, nu cauți unul cu care nu dorești. Și la un moment dat... La un moment dat, le-am spus, băi, voi priviți numai partea aceasta de istorie, dar ia uitați-vă în partea cealaltă câte femei după 40 de ani care și-au adus aminte că nu-i totul diploma, nu-i totul scaunul, nu-i totul cariera, își doresc să facă copii și cheltuie bani grei. Bani grei pe care statul nu-i mai suportă. Noi cheltuim să avem copii la 40 de ani, când nu cheltuie statul să n-avem copii la... Și n-a spus nimeni în urmă cu câțiva ani, eu am trăit anii 90, cu se dădeau pastilele ca cum dai acum bomboanele. Nimeni nu le-a spus fetelor din generațiile noastre să zică, băi, vedeți că vă îmbolnăviți, vedeți că e pesticid ce băgăm în voi. Nu, mergem pe burtă, suntem europeni, cercetări, chestii, nimic. Azi de dimineață am fost martor, ieri de dimineață, am fost martor într-un mare magazin de la noi din oraș, cum o fetiță își cumpăra o sticluță mică cu o ciocolată ceva, cu nasul în prezervativ și în unguent. Ce țară e asta? Asta nu e România noastră. Asta e România gândită cu fundul. Nu e România noastră. Uitați-vă bine, mergeți în supermarketul și spuneți-mi mie dacă nu-i cum zic eu. La nivelul de la care un copil începe să vadă, deci dulciurile și alea sunt așa la case, în general la case. Sunt jos, iar la nivelul ochilor, prezervative, încă de alea care mai fac și fițe. Cât de nebuni suntem? Cât de nebuni? Mă rog, gradul de nebunie la români este echivalent cu... Am spus odată și s-au supărat ăștia pe mine. Este o nebunie să te pui cu un popor care s-o cotește ca cea mai bun dulce care l-a la îndemână colivă. Desertul preferat al românilor e colivă. Eu nu m-aș pune cu românii, pe bune. Și văd că o fac. O fac tot mai... O fier tot mai mult.
Ce care este legătura strânsă dintre cuvintele iubire și moarte? Și că îmi trebuie la licență. Licențioșilă! Îmi place să aduc aminte în permanență cea mai frumoasă definiție a declarației de dragoste pe care am auzit-o vreodată. Nu, v-am mai spus-o, cred că de 100 de ori, dar am auzit-o 101 ori. Când spune mirele mirese și mireasa mirelui, tu n-ai să mor niciodată. Atenție că în viața de familie nu prea se întâmplă. Este o strânsă legătură între cuvinte, dar oamenii nu mai folosesc cuvintele corect. Iubitule, unde ai umblat până la asta? Iubi! Am întârziat așa 6-7 ore, na, ce zic, cu băieții. Vreau să înțelegeți bine, legătura între cuvinte, nu fac frazele și nu fac lucrurile pe care scriem pe hârtie, ci inimile noastre, acolo între iubire și moarte, bate aceeași râvnă. Altfel nu există nimic. M-am uitat la părinți care și-au îngropat copiii. Știți că pentru copii fără părinți avem termenul orfan. Pentru oameni care își pierd soții, văduvi. Dar pentru părinți care își pierd copiii, n-avem titlu. Ei nu sunt niciodată deznobilați de cuvântul de părinte. Rămâi tot timpul acolo. Ei, asta e legătura între iubire și moarte. Părinte. Altcineva nu o poate gusta. Restul sunt povești. Sulfinica cu Vasilel se pupă ei acolo, își declară iubire veșnică până dimineață când... Bună dimineața, da? Părinte, care este mai tare? Iubirea sau moartea? Să încercăm. Pare că moartea e mai puternică decât iubirea și uitați-vă bine ce poate aduce la o moarte la suprafață. Bine, o moarte cruntă, dureroasă. Dar vreau să vă spun că noi ar trebui să trăim din ce aduce iubirea la suprafață. Din ceea ce descoperă iubirea la suprafață. Astăzi m-am dus într-o clasă de copii, erau mămăruțe de astea de gradul de clasă, iar să zic clasa 0, de mă bătea Dumnezeu, că 0 e numai în capul unora din minister, de clasă pregătitoare. Doamne, se lipeau, se pupăceau acolo, erau simpatici, doamne, extraordinar de vii. A iubi înseamnă a dărui viață celuilalt, a-l ține în viață pe celălalt. De ce e respectul meu pentru medici, foarte mult. Ăștia colegii noștri de scuipat. Acum am devenit colegi de scuipat. Preoții, smurdu, medicii și profesorii. Nici nu se putea ceva mai frumos decât asta. Le-am spus, băi, nu vă plângeți. E ca și cum te duci să dai doctorat și dai doctorat cu toți potlogarii și toți mediocrii. Mai bine renunți la doctorat și pleci acasă. Dar când te scuipă lumea în aceeași echipă cu oamenii ăștia, pe bune că e o chestie interesantă. Ei bine, eu aș vrea să văd odată o grevă a celor patru profesiuni pe care le-am înșirat. Deci popii să nu îngroape 10 zile. Medicii să nu... nici măcar la urgențe. Profesorii să stea acasă. Cei n-ar lua un liber acum, de mâine începând până în 10, dar să nu calce deloc la școală. În frunte cu directorii, fochiștii, femeile de sărești, că școala e de vină. Da? Și-a mai zis, ce-a mai zis? Aoleu, la aia cu smurduri, vă dați seama la pompieri să zică, ne pare rău, suntem ocupat să ne dăm, avem de dat o știre, nu putem să intervenim la dumneavoastră. Suntem preocupați să apărăm unde... Deci, trăim într-o lume halucinantă. Iubirea e cea care ne ține. Iubirea e cea care ne ține. Dacă nu ne ținea iubirea, eram mort de tot. Iară-mă cu iubirea, ce s-a... Ăsta zice că e la licență, cred că e îndrăgostită. S-a îndrăgostit. Părinte, este adevărat că de iubești nu poți să mergi în iad? Aha. Depinde ce iubești. Acum, iadul nu-i pentru oameni, să ne înțelegem. Dar unii oameni se comportă ca niște... jignesc animalele acum. Ca fata aia care s-a dus la bărbatul și a zis, zice, dragă, zice, ce cu reîncarnarea asta? Ce dragă, ce să spun, zice, reîncarnarea? Înseamnă că într-un alt spațiu, într-o altă geografie temporală și fizică, după ce ai murit om, te naști un animăluț acolo, te reîncarnezi într-un alt. Serios? Ce, și poți să fiu vocuță? Zice, că nu de două ori, dragă. Zice, nu de mult am crezut că adevărul îl găsesc la Pentecostal, dar ceva m-a atras la Biserica Ortodoxă. Ce înseamnă acel ceva? Săpați, poate găsiți. Eu cred că adevărul nu e acolo, eu cred că adevărul e în Biserica Ortodoxă, dar vă doresc succes. Să știți că în ceea ce privește credința noastră suntem ca niște adolescenți. Degeaba ne zic părinții, nu te du în partea aia, până nu testăm noi să fie, cum zice, nu există așa ceva. Noi trebuie să experimentăm la noi, așa e datul firii omenești. Rugați-vă la Dumnezeu să vă păstreze adolescența cât de cât cu cască pe cap, să nu vă spargeți chiar de toate pragurile, dar dați-i drumul dacă...
Este bine că i-am părăsit pe penticostali? Nu, este bine, nu e întrebare. Este bine că i-am părăsit pe penticostali? Nu știu. O să o muri și o vedea. Eu zic că da. Dar de fapt să știți că e o treabă foarte interesantă. Dumnezeu nu ne îngăduie să etichetăm oamenii. Deci, din punctul meu de vedere, faptul că acum vorbim despre ardeleni, olteni și moldoveni în pericol. Observați că s-a năsprit un pic regionalismul. Mamă, ce superior vă suntem noi, net superior vouă, care vă credeți mai superior decât noi. Adică ne-a luat dracul superiorității. Nu ne ajungea dracul care ne chinuia oricum, al îngânfării, avem unul al superiorității. Încercați să știți că o biserică în sine, care are adevărul, cum este Biserica Ortodoxă, nu se sumețește niciodată. Dacă noi trăim o criză acum, este din lipsa noastră de smerenie. Nu din altceva. Ortodoxia este un adânc de smerenie. În adâncul acesta de smerenie nu înseamnă că gata, ne iau acum toți de sac de box, că mi-a spus, nu, părinte, dar nu reacționați că am dur. Ba cum să nu? Părintele Arsenie, Papa Cioc, Dumnezeu să-l aibă în rai, zicea la un moment dat că, dragă, zice, eu am întors un obraz și al doilea, dar n-am decât doi obraji. Al treilea nu era la mine, adică. Părinte, dacă îmi place de un băiat ce l-am cunoscut de curând, sper că ești fată, da? A, dacă zice, și am observat că lui îi plac și alte fete, iartă-mă, te rog, da. Dar încă n-are prieten, ar trebui să încerc să ies în evidență? Ba, sigur, cu elicopterul. El nu mă cunoaște prea bine, iar faptul că îi place de altcineva mă descurajează. Ce să fac? Să continuați să iubiți ideea de iubire. Deci vreau să vă îndemn că nu vă iese. Nu iese. Da, s-a tăiat nesul, apa a fost prea fierbinte, a făcut cocoloașe. Da? Deci când vi se întâmplă să vi se taie zelul iubirii, aduceți-vă aminte că nu există ceva mai important în experiența umană decât redescoperirea iubirii. Aș băga mâna în foc că noi ăștia mai bătrâni, așa, cam albit și eu, deși am auzit astăzi niște năzbătii despre barba albă, de mi s-a făcut fric. Deci, ăștia care am trecut așa din când în când prin viață și ne-am și oprit un pic din alergat, noi auzim cum scrâșnește neiubirea din jurul nostru. Știți? Eu îndemn pe prieteni, pe cei care sunt foarte buni prieteni, dacă trebuie să o iubesc, să rămână împreună o viață. Și cum? Simplu, purtați-vă în rugăciuni. Nu poți să iubești azi un om și mine să-l urăști, decât dacă n-ai iubit ca lumea. Dacă ai iubit ca lumea, numai la Ovidiu se spunea că dragostea e vecină cu ura și atunci se întâmplau lucrurile așa scurte și directe. Ușurel. Dați-o ușor, dar sunteți flămânzi, n-am ce să vă fac. Toți am fost flămânzi cât am fost tineri. De asta zic lupii tineri și flămânzi. Am parlamentarii au văzut cum e când vin ciobanii să-și cheme câinii înapoi. Că este bine ca creștinii să fie implicați în rețele de marketing, precum nu zicem că facem reclamă. Se referă la produse de spălat, la produse de reașezat rimelul pe pioape. Eu cred că un creștin poate să lucreze corect orice. Eu chiar cunosc pe cineva care în momentul când, culmea ironiei, toată lumea îl judeca pentru că spunea nu lua pe ăla că e un produs rău. Și era zis, băi, stai mă, că-i scum, lasă bacă. Nu, bă. Și el vindea real, de toți banii a câștigat întotdeauna mai mult decât toți ceilalți care mințeau tot timpul. Știți? Când te mai duci așa la câte o măcelărie și vezi niște cârnați faini, așa, buni, spăie, și zice, Doamne, mortăciune. Așa e și cu produsele acestea. Unele sunt făcute să ne aducă aminte că suntem mortăciuni. Ce să facem când părinții ne îndepărtează de biserică? Știți povestea cum mătanul încălțat, vă aduceți aminte? El dădea pe ușă, intra pe geam. Îl dădea pe geam, intra pe fond. Biserica nu-i făcută să te îndepărteze cineva din ea. Pentru că ea te însoțește în orice loc ești îndepărtat. Țineți minte, nimeni nu poate să scoată biserica din sufletul unui om decât toți oamenii bisericii, cipriane, ori cei care se dau oamenii bisericii. Dar de biserică nu te îndepărtează nimic. E atât de puternic magnetismul lui Hristos montat în miezul bisericii, încât n-ai cum să-i reziști. Nu ai cum să-i reziști. În mod cert. Încercați să vedeți. Cum să abordăm o situație de cumpănă duhovnicească? Cumpănă așa? Sau cumpănă? Cu temperanță, cu răbdare, cu calm. Nu vă învârtoșați. Nu vă... O zicea Epictet în manualul lui deja... În Enchiridionul lui, el spunea clar, orice lucru îl facem, dacă îl facem învârtoșat, încercând să dovedim ceva, nu iese. Nu iese. Eu tot râd de fete când îi invită pe băieți la masă pentru prima dată la ele, acolo, la căminele de
metalurgiști, aviatori. Și tot râde ele că se agită, zroșii toate. Narodul nici nu s-a prins. Zice, iată-vă, nu pot veni. Ea e moartă acolo, ea a făcut tot ce a putut face. Să nu pot veni, îmi pare rău, tocmai am... Cine știe ce prostie are? De ce zic asta? Cumpănă duhovnicească este orice lucru din viața noastră la care feedback-ul nu este identic cu mesajul pe care îl dăm. Ori, pentru a ieși din cumpănă, nu așteptați feedback-ul. Faceți ce a făcut boierul din Evanghelia de Duminică. A, nu veniți voi? Nu-i nimic. În loc de trei nărozi, au chemat 300 de oameni care aveau nevoie, sau sute de oameni de care aveau nevoie. E clar, e limpede că așa se face. Mă gândesc acum ce m-ar invidia câțiva profesori când ar vedea ăla asta așa plin. Că noi fac prezența ca să stăm la cursă. Ce să face când o relație devine monotonă din cauza iubitului teolog care e prea ocupat și uită de mine? Pregătiți-vă pentru o viață de preoteasă. Da, râdeți, dar e greu să stai lângă un om care tot timpul e mai atent la ceilalți decât la tine. Cea mai grea vocație din lume nu e de președinte, ci de vicepreședinte. Să ai momentele în care să te lase să respiri și cât ar împărți cu tine să te bucuri. Depinde, fiind teolog, bănuiesc că vrei să te măriți cu el și ăsta, dacă ajută Dumnezeu și episcopul este atent, îl face preot. Închipuiți-vă că la un moment dat, în loc să aibă... Acum, există și preoți de noștri care cântă Aliluia de dimineață la prânz și seara și abia îi trezești. Dar marea majoritate sunt foarte implicați. Obișnuiți-vă să fiți o femeie care nu este în fiecare clipă semesizată de soțul ei. Da? Nu este întotdeauna tandrețită de soțul ei. În Hristos e foarte greu să trăiești cuplu. Să știți. E foarte greu. Vă știți la plesneală, așa, cu avioane, aer pe guri. Văd ei ce fac. Când asumi Evanghelia, știi că trebuie să dai și Evanghelie. De-aia la cununie, era să zic la mormântarea preotului. Acolo nu știu cum se cântă, dar o să ascult. La hirotonia preotului se cântă Isaia dănțuiește. Pentru a atrage atenția familiei lui, că el e cununat cu biserica. E cea mai grea cununie pe care o poți purta. E copleșitoare. Poți muri. Poți muri din preoție, se moare, să știți. Poți să-ți iei prea mult pe oasele tale, pe... Suntem numai niște oameni, știți, în ciuda fițelor noastre și aparențelor noastre. M-a impresionat foarte mult o întrebare pe care mi-a pus-o reporteriță, mergând de la scenariu, dacă un călugăr se îndrăgostește de cutare, cu așa, Doamne, vă mulțumesc, în primul rând, că ați conștientizat că și călugării sunt oameni. Și băieții plâng câteodată, să știți. Și plâng dur. N-ați vrea să fiți nici o clipă în ce am fost noi în ultimele două luni. Știți că nouă ni se spune că nu este respectată credința, viața, cum, dar uite, democrație. Da, dar mi-a înjurat tatăl, mi-a scuipat casa și mi-a aruncat la gunoi toată munca mea. Ce respect e asta? Washington, nenea la care a făcut stătulețul ăsta mic, știți, care la vremea lui avea 3 milioane de locuitori și acum are vreo 300. Washington spunea că orice libertate orice libertate socială, civică, se naște din libertatea religioasă. Unde Dumnezeu nu e, nimic nu e. Este o poveste celebră a prezenței unor american la Manila, în vremea când americanii nu erau așa de prezenți în lume, ca acum, să supere pe toată lumea. S-au dus la Manila și dintre foștii deținuți din Filipine erau câțiva care fuseseră arestați că au citit Scriptura. Și ăsta îi oferă o scriptură tipului care tocmai ieșise din pușcărie și că cum acum dați voie să citesc Scriptura? Și asta îi răspunde misionarul. Câte vreme steagul acesta, și se referă la Statele Unite, va flutura deasupra acestei clădiri, vei avea dreptul să citești Scriptura. Prin lege. Acum depinde în ce parte bate vântul peste steag. Cum poate pătrunde Satan în mintea noastră și să ne influențeze acțiunile? Pentru că el nu este creator. Corect! Bravo! Nu-i creator, dar mimează creația. Între vasul lebedelor și gicuța poștuca care dansează din buric, diferența e de muzică, nu? Noi nu-l percepem cu organele de simț. Aoleo, nici nu vă doresc. Nu știu, dar
epitrahilul este un organ de simț în cazul ăsta, să vedeți cum se simte, dar lăsați așa. Bine, nu, Satan nu are o, nu ne poate răspunde la, nimeni nu poate răspunde cum, pătrunde, dar vă spun eu, pătrunde prin păcat. Poarta acestei morți este păcatul. Lipsa de curtoazie cu Dumnezeu. Îi lăsăm spații. Uitați-vă când mergeți la școală dimineața, da? Mergeți la școală dimineața, ce, vai, ce mă fac, am un examen. Am învățat foarte bine, dar totuși mi-ar mai trebui un așa, un ajutor. Deja intră neliniștea. Un om neliniștit nu mai gândește lucid. Ne mai gândim lucid, începe să tremure. Culmea ironiei, când se pune la masă să dea examenul, constată că a uitat filtrul de cafea deschis acasă. Nu mai poate suna pe nimeni, că nu are telefon. Și atunci, haideți să vă spun prostia mea din ultima săptămână. Am fost plecat la Bruxelles, ăsta e un sătuc mic, știți? Unde nici nu se cheltuie pe clădiri faraonice pe bani. Na! Au niște clădiri mici acolo, niște. Și la un dat avionul de la Bruxelles a plecat cu întârziere. Mă tot uitam pe ceas, vai de mine, ce ne facem, ce ne facem? Iar în aer ce să faci? Că nu poți grăbi să te duci la la... Nene, bag un pic pedala mai tare, că la matale, vorba aceea, 100 de kilometri în plus pe oră, e o nimica toată, dar pe mine mă costă, adică dă-i! Deci a fost pentru puținele dăți în viața mea când mi-am dat seama că n-am alternativă. Și mi-am dat seama că, de fapt, alternativa nu e să alegi între ceva și ceva. Lista de alternativă înseamnă să ai nevoie de cât o singură alternativă. Asta era singura alternativă. Măi, și nu, mă, nu se grăbea la cu avionul nici cum. Știți că se simte când începe să aterizeze, mai sunt vreo 37-40 de minute. Să nu zburați așa de mult, că nu e bine. Dar te tot simți așa cum mai ia bortul, mai te mai și la apă, că vine așa un pic, dar nu foarte mult, că e jingă așa, ăștia erau... firmă serioasă. Dacă vii cu ai noștri, bă, cața și nu cu tare omul, cu ai lați care scot 30 de euro, 5 drumuri pe zi, ăia te duc așa. Mai ales dacă sunt irlandez, mâncarea, tata. He, și ăștia văd că vâjui odată, oleo, nu nimerea Viena, știți? Cam așa. Băi, ce fac eu acum? Fierbeam tot, mă uitam pe cea, avionul meu mai era. Tot zicea, mai am 15 minute până. Ha, tot. Mă tot mințeam acolo, știți? Ca muribundul, mai am un pic, mai... Băi, nimic, nu mai ateriza avionul. Dar să vedeți ce înseamnă... Bun. Aterizează într-un târziu, mă duc la doamna stewardeză, îi spun lui aia în limba mea asta, anglo-flanco, franco-germano, chineză, italiană. Tipul a priceput clar. S-a uitat la mine, am înțeles. Și ea mi-a explicat ceva în engleză, dar era atât de mare zgomotul că n-am priceput când am ieșit. Om la vârsta mea să-l dărgi prin Viena, vă dați seama ce m-am ajuns. Și dă-i nene cu bagajul care, na... Avea laptopul care este mai greuț și dă-i, 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 dă-i. Am mulțumit Domnului că am făcut armata și că m-au chinuit prima dată în viața mea, în 25 de ani, când îi felicit pe veteran că m-au frecat. Am ajuns în dreptul locului unde ar fi trebuit să fie avionul pentru Sibiu. În time. Am uitat să mă uit cât am alergat, că spunea că nu mai pleacă la 12:20, pleacă la 1:20. De fapt, avionul avea aceeași problemă ca cel care aterizase. Nu se zbura din cauza ceții. Ba, în ultimele 3 zile, avionul de Sibiu nici nu plecase de la Sibiu, de la Viena la Sibiu. Și atunci am înțeles, bă, ce om tâmpit sunt. Ce bou de om. Bine, e un adevăr care o să le placă multora. Gândiți-vă bine că, la un moment dat, suntem în unele. Ce mai puteai să faci? Că n-ai, în viață n-ai totdeauna alternative. Și de cele mai multe ori ăsta dau cele mai bune roade. Nu vă spun că în avion m-am întâlnit cu profesorul cu care a doua zi urma să avem conferința la Sibiu. Deci pe drum ne-am povestit, ne-am împrietenit, ne-am. Americanul care ne-a vândut pontul cu Washington, care este foarte bine de reținut. Când am ajuns acasă, deci avionul ăsta mai zburase 2 zile, 3 zile, așa, făcuse turul Sibiului, vă dați seama, sibienii ajunge deasupra Sibiului, am cred că și la Cluj, e acea zonă perfectă pentru aeroport și Cluj, da. S-a bâzit pe acolo și s-au întors la Viena, au luat un bilet gratis, știți, de la, din partea firmei, cu hotel, cu tot ce trebuia. Oameni gingași, dacă erau ceilalți o brânză fermentată, 2 ciorapi de schimb și salut. Că așa ne respectăm noi clienții de obicei. E, ăștia nu, oameni serioși. Și aterizăm. Când ne dăm jos pe scară, reacția tipului cu căști, băi, v-am zis că e părintele pe listă, nu trebuia să ne facem griji. Părinte, bine ați venit, că avem de recuperat vreo 2 de vreo 3 zile, nu-i mai găsim. Deci ei aveau mai multă nădejde în numele unui prost decât eu în numele lui Dumnezeu. Eu sunt prostul. Vă rog să rețineți asta. Lăsați-o pe asta cu pe unde intră, cum face, asta nu-i treaba dumneavoastră. Treaba dumneavoastră să închideți orice fel de posibilitate.
Cum explicați că Iisus Hristos a întrebat pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, având în vedere că El știa dinainte că o să pătimească pe cruce? El nu zice chiar în românește Eli, Eli, lama sabachthani, da? Există două explicații ale Sfinților Părinți. Sfântul Ioan Gură de Aur susține că este punctul central al înomenirii lui Hristos. Și Părintele Stăniloae preia momentul acesta și spune mai jos de atât, dacă ar fi coborât Hristos, nu mai era Dumnezeu deloc. E maximum de chenoză. Acolo se deșartă Hristos cu totul de dumnezeirea Lui. E ca și cum nu l-ar mai vedea pe Tatăl, ci își vede numai propria experiență pe cruce. Explicația cealaltă o fac frații prezenți acolo. Oamenii de presă de la Golgota strigă pe Ilie. Deci, pe de o parte, pentru a explica această coborâre, deșertarea de slavă dumnezeiască, iar pe altă parte, să putem identifica proștii din desen. Oamenii care nu pricepuseră nimic din ce a făcut Hristos. S-a triat lumea. O parte au crezut că cel de pe cruce este Dumnezeu, într-o împărăția ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne. Celălaltă, băi, ce ziceau? Ia dă-te tu, băi, jos de pe cruce, să vedem acum poți, că e vindecat pe alții. Și culmea, dat jos de pe cruce, nu că zice, dă-te jos că vom crede. Dat jos de pe cruce, Hristos nu-i crezut. Nici dat jos de pe cruce, Hristos nu-i crezut. Asta o știa Dumnezeu. Când mă ceartă mama, mă blastă-mă la nervi. Cum ar trebui să reacționez? Sau cum să evit lucrul acesta? Păi nu mai enervați, în primul rând. Tot timpul ne uităm la părinți că ești de vină. Dom'le, oamenii au limitele lor. Nu mai pot. Te duci tu fițos de student acasă care ai pus coada la prună, la nu știu ce, o să zici vai, dar ce țoapă ești că n-ai iPhone la WC-ul. Nici WC-ul n-avem, că e în fundul curții, dar nu contează asta. Băi, oameni buni, veniți, părinții noștri au niște limite. Părinții noștri au niște limite. Niște limite pe care cu harul lui Dumnezeu le-am gustat și ne-am ajutat. Vedea vași părinți să dea Dumnezeu și Maica Dumnezeu. Să nu fim ultima generație de părinți și bunici. Să mai prindeți și voi. Să mai simțiți și voi cum e câte o aroganță de-asta în care crezi că le știi pe toate și și faci pe deșteptul, îți arăți mușchii în oglindă. N-are nicio legătură mușchii în oglindă cu mușchii din realitate. Și apoi părinții devin, când devin nervoși, pot spune lucruri nepermise. Aici deja e chiar problema părinților. Dar să știți că există și o soluție la treaba asta. Se spune că cine ține gura închisă nu regretă niciodată. Strângeți stare din dinți. Și încercați să nu ripostați. Pentru că toată reacția lor se aprovizionează de undeva. Și nu lăsați să apună soarele peste fițele și îngânfarea voastră. Mergeți și luați-vă în brațe părinții. Vă rog eu mult de tot. Pupați-i, Doamne, de noapte bună. Că ei până să ajungeți mari v-au pupat de câteva sute de mii de ori. Faceți și voi un efort. Faceți un efort. Schimbați-le pansamentul. Vedeți dacă le stă bine perna. Schimbați-le pe programul preferat. Rugați-vă dacă le place. Dar faceți ceva. Părinții ne vor în mișcare. Aș vrea să-mi întemeiez o familie ortodoxă. Autentică. Dar eu nu sunt o creștină model. Nu lucrați în modeling? Vai, dar cum poate fi așa? Mă rog, mă spovedez, dar câteodată am perioade că nu mă... Slavă Domnului că nu sunteți o creștină model. Asta e semn că vă mai puteți mărita. Singurele creștine model sunt pe pereți în catedrale pictate. Iconizate. Alea sunt creștinele model. Restul, ăștelalți, infanteriști. Tăgădâc, tăgădâc. Mai o mai luăm pe coajă, mai cădem încă un șanț, mai luăm câte o grenadă, mai uităm cuiul într-o mână și grenada într-alta, nu. Să știți că numai creștinii care nu sunt model, ăia pot să meargă mai departe să-și modeleze viața, pentru că știți că sniciea înseamnă și să-ți împaci modelul tău cu modelul celuilalt. E o așezare antropologică, unul pe celălalt. Din nefericire, antropologii moderni, ăștia sunt un fel de marțienii filozofiei, ne atrag atenția că în antropologia modernă se întâlnesc unghiuri moarte. Relaționare există unghiuri moarte. Știți unde se simt astea? În fetele care nu se mărită și ar vrea și în băieții care s-ar însula și n-au cum. Stau ei așa și părinte, dar eu vreau o fată așa prețioasă, Doamne, caută. Părinte, mama e duhovnicească. Tata e alcoolic, mai temperat acum după 20 de ani agresiv. Și totuși să se uite la TV împreună sau să bea un pahar zilnic e singura cale de comunicare.
Nu cred. Rugați să mai încerce. Deci să-i spuneți mamei că soțul dânsei nu are nevoie de un om duhovnicesc, are nevoie de o femeie vie, o femeie care comunică, o femeie care pune masa, ia masa, îi zice, hai bă bărbată să ne plimbăm, hai să ieșim la cucuruz, dacă e la țară, hai la mol, dacă e la orașcă, seamănă. Adică încearcă să încerce să-l scoată din casă, să-i dea ceva de lucru. O minte care nu lucrează este o minte care se accidentează. Totdeauna are ceva de reproșat. Și apoi dacă la televizor se uită la lucruri frumoase și înțelepte, nu neapărat emisiuni Trinitas, dar și dintre ele, lucrurile n-ar trebui să evolueze rău. Iarăși vă judecați părinții și nu vedeți de unde le-a plecat drama. N-am stat în 20 de ani pe niciun dosar de alcoolic ca să n-aibă un motiv să fie alcoolic. Eu n-am fost alcoolic fără motiv. Până și faptul că îi place să bea. Țineți minte în Micul Prinț, povestea cu beutorul, când ajunge jupânul acolo pe steaua băutorului și zice, tu de ce bei? Ce faci aici? Zice, beau. De ce bei? De rușine că beau. Da, rușina de a bea este o rușine aproape incomensurabilă. Dar noi de unde să știm? Că nu stați de vorbă cu alcoolicii pe stradă. Put. Erau acum niște bidoane de urină acolo pe coridoarele, pe treptele de la catedrală. N-ai cura să stai de vorbă cu ei. Deci vă rog eu, faceți efortul. Învățați din viață. Dați-i o mână întinsă. Bă, nene, n-am bani, dar uite, ia o mână întinsă, domnule. Nu spun să-i luați în brațe, ferească Dumnezeu, că asta v-ar mai lipsi. Dar dați-o mână, oamenilor. Pe mine m-a impresionat enorm de mult o reacție a unui cetățean care... Există un scriitor american, cred că de limbă rusă, dar el e în biserica rusă, Părintele Joachim Parr. Au scos la Igumenița două volume superbe pe tema asta. Părintele Joachim povestește că la un moment dat, noaptea târziu, s-a pus să doarmă și suna cineva disperat. Și în centrul ăsta unde îi primeau oameni bolnavi și oameni nimănui. Și reacția a fost, lasă-l, că deschide ălălalt, deschide ălălalt, deschide ălălalt. Până la urmă s-a ridicat, s-a dus, l-a deschis, i-a făcut duș, i-a scos cămașa rupându-i pielea de pe el, atât de veche era jegul pe el. Și la un moment dat, el cădea ca a doua zi dimineața omul pleacă. Zice, nu, n-aș mai pleca acest. Știi de ce? E prima dată când cineva m-a tratat ca un om. Deci un tată alcoolic nu e decât un om. Vă rog frumos să vă veniți în fire. El nu e obiect de studiu. Prietenul meu este foarte rezervat față de biserică. Băiat liniștit. Îmi doresc să mergem până la liturghie, dar nici cu forța nu vreau să vin la Hristos. Foarte bine, bravo. Uite, un bilet încurajator. O fată deșteaptă. Vă felicit. Nimeni nu merge cu forța la Hristos. Doar dacă vă cheamă inchizitorica. Și vreți să-l luați pe răsmică de bărbat. În biserică nu intri decât în șuturi, nu? De la viață, sau la cântarea îngerilor. Fiecare alege, nu-i mai bine să te duci când cântă îngerii decât când iei șutul? Te duci acolo cu minte. De câte ori nu intrați în biserică și habar n-aveți la ce moment al liturghiei. Stați așa vreo 10 minute, bă, ce zic ăștia? Dacă ai și o strană de aia, e gata. Sau câte un popă Pavarotti, Am mers eu odată la o liturghie undeva într-o zonă din țară, nu vă spun că era la Craiova. I-am ascultat Evanghelia, era Duminica Florilor. Noroc că știam ce sărbătoare este. Că la cum vorbea diaconul care Dumnezeu să le te-a uit între timp, la cum rostea el Evanghelia, nu înțelegeai nimic. Mă uitam la Dumnezeu să-l iete și pe înaltul Nestor, că era acolo. Nestor se tot uita, se întorcea, disperat, nu înțelegea ce ziceau. Și a intrat. Deci te speriai. A fi în biserică înseamnă a câștiga maximum de luciditate. A te axa pe înțelegerea mecanismului bisericii. Iar mecanismul bisericii este integrativ, niciodată aruncător de flăcări. Luați-l ușor. Care e cea mai frumoasă cafenea de lângă biserică? Dați-vă întâlnire acolo. Am o treabă cu părintele, așteaptă-mă 5 minute. Da? Creșteți-i relația cu biserica, s-ar putea să rămână fără dumneavoastră. Dar dacă tot s-a îndrăgostit de dumneavoastră, nu-i bine să rămână cu biserica dacă nu vă iese relația. Vreau să mă las de fumat, dar mi-e greu. La birou toată lumea fumează și asta îmi face și mai dificil existența. De mâine nu mai fumează nimeni la birou.
E dată legea. Abia aștept să văd cum va fi respectată legea acum. Am înțeles că din 1 februarie. De mâine, adică. Încercați, la, în general, la patin de gen fumat, băut și altele, e ca la tenis. 6-0, 6-0, 6-0. Nu ziceți, asta îți mai fumez 5, băi de 4, dar astea îți povești cu zâde. Și fiți hotărât. Adică e important să înțelegeți că nu vă face bine, sub nicio formă. O să vă zic și eu un secret, că eu însumi încerc cu foarte mulți oameni, unii foarte apropiați, să facă același lucru și nu-mi iese. Și atunci a zis, no, Doamne, fă tu ce știi cu ei. Și a doua zi se lasă. Și lăsatul de fumat e tot mila lui Dumnezeu. Nu e o terapie picată din cer. Părinte, din ce motiv există dezbinare între stilul vechi și stilul nou în România? Păi unii îndumnezeiesc calendarul și atunci calendarul nefiind ființă vie, de ce nu poate exista o unitate pentru că suntem ortodoxi? Uite, asta e un subiect de discutat, dar nu cu mine. Discutați cu cei care au schimbat macazurile. Ei considera păcat să ai mai multe perechi de cercei într-o singură ureche? E considerat păcat să ai mai multe urechi într-un cercel? Asta, da. Ați văzut în Africa, când dau ei așa un cercel la gât și poate urechile adversarilor. Râdeți. Rwanda nu e așa de departe istoric cum credeți. Când tuții le tăiau la hutu urechile și... Da? Deci, vă rog să fiți conștienți că orice cercelă în ureche, dacă ești bărbat, atrage după sine stima băieților cu rogvaivu. Iar dacă ești fată, ai o țintă, devii o țintă pentru toate privirile. Oricum, la fată, nu urechea e cel mai interesant dintre aspecte. S-ar putea chiar să fie nevoie să acoperiți mult sub păr urechea ca să nu fie cel mai interesant dintre aspecte. Sunt pe clasa a 12-a și alegerea facultății devine un ghimpe. Cum pot fi sigură că ceea ce am ales este ceea ce pe viitor va fi jobul meu? Nu veți fi niciodată sigură, nici măcar în prima zi de servicii. Veți termina, să zicem, școala cu 10, facultatea cu 10, masterul cu 10, doctorat cu 10 și prima zi la serviciu veți constata că nimic din ce ați făcut la școală nu vă folosește. Și nu pentru că v-ați angajat în alt domeniu, ci pentru că pur și simplu nu vă folosește. Încercați să faceți ce vă îndeamnă inima și dacă inima vă îndeamnă să fiți umaniști, fiți umaniști, iar dacă vă cere să fiți oameni de știință, fiți oameni de știință, tehnicieni. România are nevoie de toți. Să țineți minte, indiferent ce veți face, faceți bine, că e nevoie de noi. E tranșeul larg și soldații din prima linie sunt puțini. Ce să fac să-mi schimb familia? Ferească Dumnezeu! Mergeți la mall și cumpărați maieuri noi, cămăși noi. N-aveți cum schimba familia, pentru că orice schimbare a unui om din lumea asta începe cu propria noastră schimbare. Încercați să nu mai dați vina pe ei când vreți să vă schimbați. Ualeu. Părinte Nicola, virgulă. Într-un interviu din Adevărul ați afirmat cu o nuanță ostentativă că nu dețineți o locuință personală. E o nuanță pe care ați descoperit-o dumneavoastră. Eu nu am spus ostentativ. Îmi pare rău. Citiți cu urechea cumva Adevărul? Ați avut înregistrarea interviului meu? E grav. Dacă ați avut înregistrare, e foarte grav pentru că am scris-o pe laptop. V-ați gândit o clipă în ce lumină obscură a răstălmăcirilor media i-a aruncat pe colegii dumneavoastră care omenește cu toată silința și demnitatea ca să-și poată îndeplini misiunea și apostolatul, nu a avut altă soluție decât să facă tot posibil să aibă o locuință personală? Iertați-mă, dacă aveți senzația că sunt de la imobiliare, mă înșelați. N-am spus nicio clipă că un preot care are locuință personală este sub nivelul preotului care are locuință de servicii. Știu că presa, în general, îmi pune în gură prostii pe care nu le zic. Dar de la un preot aștepta mai multă înțelepciune. N-am spus-o nici tu în ostentație. O spun ca să se înțeleagă că în România 60% din preoți locuiesc în condiții absolut inadecvate. Dacă vă închipuiți că locuința mea este sala asta, vă înșelați amarnic. Vă invit oricând la un suc de grefuri să vedeți condițiile în care stau. Și nu o fac ostentație. Dar trebuie să înțelegem că opulența unora ne costă. Luxul altora ne costă enorm. Uite, nici nu m-am gândit, dar data viitoare voi fi ostentativ când voi spune că n-am casă. Cum vă creșteți copiii? Ce metode aplicați? N-am nicio metodă în aplicare. Copiii mei deja se cresc singuri. Se vedeți ce fain colaborează amândoi.
n-am aplicat decât o singură metodă, a privi de departe cum se descurcă și dacă au nevoie a interveni. Am aplicat metoda părinților mei care nu m-au bătut la cap cu ciocanul să fiu ceea ce sunt. Ba chiar aș îndrăzni că mi-au dat peste degete câteva. Cum să procedăm ca să îi recâștigăm de partea noastră fără amenințări? Cine v-a pus să-i amenințați? Asta copiii sunt pe altă parte? Mie mi-a zis unul, că părinte, dar nu mi-e frică că vă dă afară. Păi eu sunt afară deja. E cam povestea cu tântelău, vine tată pe partea asta, dar eu sunt pe partea asta. Și, dar intră în casă că plouă și afară plouă. Fiți cu minți. Deci educația religioasă a copiilor, nu, deci țineți minte, educația religioasă a copiilor este legată de modelul pe care îl demonstrați copiilor. De ce mă tu stai la biserică și Sfinte Dumnezeu, fii al dracu, du-te mai încolo. Da? Ajungi acasă și te comporți ca un șef de abator. Îți stai televizorul, îți stai muzica, îți stai ușurel. Mai destinși, mai liniștiți, mai calm, mai... Știu că e greu, dar și lor le e greu. Știți care e cel mai dificil lucru la grădiniță? Copiii ăia minunați, absolut fenomenal, au părinți, domne. Unii mai deștept ca altul. Toți ne spun că trebuie educați copiii așa, cumva. Sau să vină, Doamne ferește, să apuce bietul ăla de la grădiniță la teologie. Vin de acasă, cu coletul, cu mămica, are voie asta, aia n-are voie. Stai, e un spațiu al libertății educația. Iese bine, nu ne iese, o luăm de la capăt. Cu riscul, fără îndoială, dar cine ne spune că dacă facem dintr-unul goriluță, gata, de acum e fericit. Ești ostentativ, tinere. Nu, adică, dați un pic de în raport cu copiii noștri, noi nu suntem profesorii lor. Noi nu suntem profesori, noi suntem tati și mami. Nu ne iese, câteodată nu ne iese. Asta e. Dar și ei obraznici, doamne. Ce cu minte eram eu și ce obraznici sunt copiii mei. De fapt, copiii sunt suma amestecului între noi când eram la vârsta lor și noi când zic eu și soții și soțul și soția. Nu le cereți lucruri imposibile. Și apoi vă mai spun o treabă. Slavă Domnului că nu avem copii care să crească mari în laborator. Se purtăm așa, te ghidează. Considerați benefică mutarea părintelui Mihail, ucenic de chilie al arhimanditului Teofil din Mănăstirea Sâmbăta de Sus? Habar n-am. Nu știu nimic. Îmi dați o noutate, o breaking news, o safi. Părinte, poate dacă rugați oamenii care șerți să se retragă, să se mai facă loc în sală, pentru că sunt încă foarte mulți afară. Poate. Deci, oameni care ședeți, retrageți-vă. Vă rog frumos. Să restrângă, vreau să ziceți. Sau restrângeți-vă. Faceți ceva. Cum să fac să simt mai aproape pe Dumnezeu? Cum să mă... Uite, dacă ne retragem, să simțim mai aproape pe Dumnezeu. Uite, vezi cum? Cum să fac să simt mai aproape pe Dumnezeu? Cum să mă țin de El? Ușor. Ușor, că să nu sufocați. Tendința noastră să luăm pe Dumnezeu de gât. Când ne iese... Când nu ne iese... La Dumnezeu nu săriți la gâtul lui niciodată. Nu de acolo îi vine puterea. Da? Țineți-vă cât mai aproape și nu-l deranjați cu toate prostiile. Încercați, vă rog eu frumos, lăsați-l să se odihnească, măcar în ziua a șaptea. Da? Noi îl forțăm pe Dumnezeu după creație la o creație continuă. Îl ocupăm. Acum stai să vezi eu ce probleme am. Stai așa. Nu mai mergeți la El cu necazurile. Mergeți cu păcatele și încercați să le îndreptați. Când îndreptăm păcatele, se luminează necazurile. Ne aduc o altă lumină asupra vieții. Sunt în perioada dinaintea căsătoriei. Dar parcă mi este teamă de acest pas. Să știți, căsătoria nu e un pas. Sunt doi. Grijă să nu vă călcați pe picioare în timpul celor doi pași. Ce sfat puteți să-mi dați? Simt că sentimentele nu sunt la fel de puternice. Acum pot să fiu rău și să spun dacă ați mâncat borcanul de miere înainte, așa iese. Dar dacă n-ați mâncat borcanul de miere, aș fi măgar să spun asta. Și atunci trebuie să știți un lucru. În viață niciodată nu suntem egali în sentimentele noastre decât dacă într-adevăr suntem legați de Dumnezeu. Doar Dumnezeu ne dă fidelizarea sentimentelor noastre. Înapoi la Doamne, Doamne, cereți să vă lumineze și înainte, fără marș. Doar înainte. Nu vă mai temeți. Va băga lumea în cap prostii.
Viața de familie e urâtă. Te întâlnești cu câte o frustrată de asta coșoasă pe suflet? Zice, vai, nu știu ce a avut de m-a lăsat. Ea vorbește o jumătate de ori, nici nu a poți să zici, apă vreți? Nu. Sau invers, câte unul care până scoate un cuvânt, da, sunt într-un moment, cred, nu înțeleg. Păi cum să se îndrăgostească cineva de tine, bă, tată? Vino-ți în fire, să-și citează, te gândește, emite. Ca să putem să iubim, trebuie să fim vii. Morții nu iubesc niciodată. De-aia e frumos că morții noștri ne iubesc și când pleacă, pentru că ei rămân vii. Dar rest? Vi se pare că e exagerată gelozia în cuplu? A, nu! E o binecuvântare, gelozia. Da! Binecuvântare! Nimic din ceea ce Dumnezeu socotește a fi păcat nu poate fi binecuvântare pentru o căsătorie. Dumnezeu e gelos, dar nu la modul în care soțul și soția sunt geloși pe ei. E gelos că se vrea unica țintă din care să înțelegem că se nasc și cresc și se dezvoltă toate șansele noastre. Restul sunt nebunii. Cum să fie gelozia o binecuvântare? Că doarme el sau ea noaptea în pace. Ei, nu-i lângă mine. Unde ești? La baie! Cu cine? Eu cunosc cazul de patologie. Gelozia este o patologie a iubirii. N-are nicio legătură cu iubirea. Doamne, iată! Câte SMS-uri de-astea trimise de câte unii altora, de zicei că sunt în război. Unde ești? Ce faci la ora asta? Mamă, sunt în bucătărie, fac ceaiul, că am auzit că te-a durut fierea. Nu? Ei nu înțeleg. Deci sunt lucruri care nu se prind. Nu se prind. Gelozia te orbește. Iar orbii iubesc pe pipăite și le e foarte greu. Când mă refer la orb, nu mă refer la nevăzător. Nevăzătorii iubesc cu tot sufletul și tot cugetul lor. Eu știu bine că e așa. N-au cum să trăiască altfel. Dar mă refer la orbii ceilalți care nu văd. Nu văd, deși sunt cu ochii, pe ochii deschiși și nu văd. Îmi urez tatăl din cauza că de când era mică venea beat. Mă bătea pe mine și mama și acum joacă la aparate. Știu că sentimentul acesta nu aduce nimic bun, dar nu pot să-l schimb. Ce să zic? Urâți-l cu iubire. Încercați să vedeți ce puteți schimba în propria noastră viață. N-am un sfat pentru astfel de repetabilitate a nebuniei. De ce între doi tineri continuă să dăinuie neînțelegerea cu toate că iubirea curată și existentă dintre ei se cade să înlăture dezacordurile? Întrebați-l. Continuă să dăinuie neînțelegerea. Cum să procedeze de cei doi pentru a birui sfada și pentru a nu lăsa să se dereme cele mai mari lucruri proiectate de ei pentru viitor? Păi dacă ați proiectat prost, lasă să se dereme. Poate ați proiectat prea greu. Știți că există un risc fundamental când construiești prost fundamentul unei case, crapă unde nu te aștepți. Mai bine e un moment de luciditate în care spuneți, băi, nu ne potrivim, orvar. Agățarea asta disperată de iubirea celuilalt mi-aduce aminte de faptul că fetele totdeauna au obsesia că nu le mai ia nimeni. Iar băieții la fel. Părinte, dacă nu avem credință și iubire pentru cei din jur, pentru noi, pentru Dumnezeu, suntem egoiști și mândri. Ce și cum putem să cerem lui Dumnezeu ca să ne aducă pe calea bună? Stați liniștit că asta e treaba Lui. Deci Dumnezeu are pe calea bună numai foști egoiști, lipsiți de credință, neiubitori. Stați ușor. Deci nu-i treaba dumneavoastră. O să vă puneți acum pe bordură să ziceți, Doamne, sunt un egoist, Sadea, un obraznic de om, dar ia-mă tu, nu. Dumnezeu ne vede, știe ce să crească în noi, în ce mod să ne dezvolte puținele noastre abilități de supraviețuire duhovnicească, stați să știți, asta e chiar treaba Lui. În general, să știți că nu ne întoarcem pe cale decât prin mila Lui Dumnezeu. Restul sunt bancuri. Ne agățăm, știți, am făcut, părinte, 40 de metani și... Păi cum, părinte, a făcut încă o dată 40 de metani și... Și el tot așa a rămas cu capul pătrat, de nu-l iau ăștia în armată, că n-au cască pătrată pentru el. Nu gesturile ne apropie de Dumnezeu. Gesturile sunt urmarea unei apropieri de intimitate. Noi avem gesturi de intimitate în biserică, până și când ne facem cruce. Fiecare ne facem cruce în stil propriu. Uitați-vă bine. Noi nu semănăm între noi când ne facem cruce. A, toți facem corect. Sau cât mai aproape de corect. Dar fiecare avem un alt gest care ne mută în altă situație, în altă apropiere de Dumnezeu. Este gestul intimității. Asta este cea mai limpede situație din viața noastră, este aceasta, legată de... Cred că se termină bateria.
Poftiți, mulțumim. 2, 3, asta nici n-are. Alo? 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 Atunci ăsta. Ăsta are, sigur. Nu știu. Să facem o cercetare. Ia uite că avem. Da, deci ai... Apropo de microfon și de... Mi-am fost egoist, am vorbit până am terminat biata baterie. Ce părere aveți despre studenții teologi? Excepțională! Excepțională! Dar despre studenții ascoriști? Excepțional! Și-o fie student ascorist. Este în viața mea de student care este membru al unei asociații studențești. Aceasta e o rasă specială? Ascoriștii și teologii nu-s proști câteodată? Avem aici o, cum se cheamă, o rezervație de mistici, așa? Fiți copii cu minți. Știți ce cred și despre unii și despre alții? Că ceea ce unește este tânăr, nimic altceva din jur. Ce părere aveți de asta tot? Iară? De două ori? A, m-a provocat așa. Care este miza atacurilor virulente îndreptate împotriva bisericii? Dezorientarea noastră. Eu însumi am avut momente când nu mai știam ce să cred. Deși aveam în mapa de lucru toată informația. Dar este dezorientarea. Și mă gândesc că dacă un nebun ca mine, care e pompier de meserie în biserică, are dezorientări, ce-o fi în sufletul vostru, nici n-am curat să mă gândesc. N-am curat să mă gândesc. Iar dezorientarea e bună, că un om dezorientat este mai ușor manipulabil. Deci, tu ești scheaun, dacă cade o bombă și ăștia stau în picioare, scheaun de la expoziție. Unde e spitalul? Încolo. Dar încolo nu e spitalul. Cam asta e ideea. Pe de altă parte, să știți că atacurile nu sunt așa de virulente cum credeți. Ele intră într-un con de atac reciproc. România a ieșit din starea aceasta de neutralitate și am intrat într-un fel de... Uitați-vă, e o neutralitate agresivă. Suntem agresați de oamenii neutri. Nu cine face politică în România? Cei care normal altădată prezentau știrile. Da? Deci care ar fi trebuit să spună neutru, asta este informația, cam atâta pot eu să spun. Are domnul Pleșu o introducere foarte faină scrisă pe clapetele cărții lui Emil Hurezeanu despre ce poate face un jurnalist, de fapt. El trebuie să caute subiectul, să-l facă inteligibil și, dacă se poate, să-și exprime o părere inteligentă. Da? Toate prostiile. Știți, în general, patologic vorbind, oamenii, e cea mai interesantă putere care corupe, e puterea de a fi în media. E foarte periculoasă, pentru că îți corupe liniștea ta, deci tu nu mai ești liniștit și nu mai ai când să gândești. Știți ce greu este în fiecare zi să scoți o idee nouă ca să placă să ții ratingul sus? Câtă vreme Dumnezeul tău este ratingul și sfinții sunt în CNA, nu poți să mergi mai departe, ăsta e adevărul. Există o teză foarte interesantă a lui Ignacio Ramonet, ăsta este un profesor care a scris în Le Monde Diplomatic ultimul număr pe decembrie, are o vorbă cât o mie, și că România, mă rog, Europa, structura socială a trecut de la societatea informală la societatea informatorilor. Uitați-vă cu ce ies pe masă, observați? Cu ce ies pe tapet? Cu mizerie, cu dosare, știm noi, lasă că cunoaștem noi. Știm noi sigur despre ce e vorba. Un distins om de știință, teolog, om de politică înaltă, la un moment dat a aflat de la un colaborator de pe Facebook că mi-am permis în două rânduri să afișez activ news-ul și că am pus o poezie a lui Adrian Păunescu. Era ziua în care a murit tata și mi-am permis să-i pun cântecul preferat al tatii pe blog. A, e clar că aici e vorba de alte interese abscunse care îl susțin. E clar aici. Românie a mâncătorilor de compot pe bază de complot. Aici e jena momentului. Oameni de care te aștepți să aibă luciditatea să-ți dea un telefon, să te întrebe de sănătate. Nu e clar, știm noi. I-am trimis un mesaj la care încă n-a răspuns și nici nu-mi doresc să-mi răspundă. Înaintea lui Dumnezeu și a voastră, că sunteți poporul bisericii, până la urmă, pe mine nu mă ține decât puterea preoției. În rest, nu există altceva. Vedeți vreo ieșire din labirintul conflictului în care se află societatea? Care este acesta? Păi, deocamdată, soluția este colindul. Nu remarcați că a colinda în surdină a devenit opus strigătului de pe stradă? Deci, s-a urlat cât s-a putut, dar a învins colindul. Tot ce se face cu smerenie și în linie dreaptă, corectă, fidelă,
exprimării, câștigă. Deci, profesionalizați-vă, uitați-vă atent la ce informații vi se pun la calup, la pachet. Un măr stricat strică tot sacul, aveți grijă. Cum ne putem apropia mai mult de biserică și cum se poate biserica apropia de noi? Păi acum, voi trebuie să vă apropiați, că nu pot împinge biserica, da? Ce e să vă apropiați de biserică? Dar nu sunteți în biserică. Dacă ești în biserică, mai apropiat decât dacă ești în biserică, ce poate fi? Vreți metode interactive, dimineața la 1, noaptea la 1. Bună ziua, sunt Părintele Duhovnic, vreau să spun ce faci acum. Ai bătut metanile? Ai mâncat? Faci de-astea, faci. Faci? Nu faci? Rău. Da? Ce să facă? Dimineața, bună dimineața, sunt Părintele Parof, am adus ceaiul la pat, poftiți. Ce să facă amărâtul ăla? Că e unul peste 10.000, 20.000 de oameni. Și toți sunt prea mulți. Care este rolul mirianului în biserică și în afara ei? În afara ei, mirianul e mirian. Deci un mirian este mirian numai în biserică. În afara bisericii este orice altceva. Sunt la o facultate de socio-umană unde concepte ca fericirea, normalitatea, etica sunt relative. Așa ne sunt prezentate. Poate niște relații homosexuale reprezintă fericirea pentru unul sau e normal în unele societăți sacrificiile umane. Eu sunt de părere că această relativitate e pericolul modernității. Relativismul în general este pericol pentru orice societate. Gândiți-vă bine, bună ziua, bună ziua, ce doriți? Ați vrea, dacă se poate, o smântână, să mă... nu, că e post. O pâine. Da, avem... Cred că avem niște pâine, dar uitați-vă, este doar o părere că aveți o pâine, avem pâine, de fapt acolo avem un produs finit al unei brutării, format dintr-un... Și la început să tumor de chioră, acolo, băi, nene, stai așa, stai să o lămânim. Cât costă? Păi, când 5 lei, când 5 lei 0,5, când 5 lei fără 0,5, adică nu poți relativiza lucrurile fundamentale vieții. Poți să gândești la ce vrei, dar nu poți relativiza la nesfârșit. Și mai este o treabă cu fericirea pentru unii și nefericirea. Să știți că, în general, concepte ca fericire, bunătate, ele sunt foarte moi din punct de vedere lingvistic, din punct de vedere al tăriei comunicaționale. Învățați să vedeți finalitatea fericirilor propuse. Pentru că toată lumea ne vorbește ce bine ar fi să dăm slobod la câțiva care sunt fericiți, dar uite să ne spună ce se întâmplă cu ei când sunt nefericiți. Cum își trăiește nefericirea unul care părea că e fericit? Uf! M-am băgat în ceață, ce mă bucur. Probabil ați mai fost întrebat, dar cum vedeți legea antilegionară? Băi, eu nu o văd, că nu o citesc. Am citit-o atunci când au scos-o. Nu e o lege antilegionară. În primul rând, ea este antilegionară pentru că noi știm, pentru că noi înșine avem atitudini legionare. Știți, în sensul ăsta. Este o lege anti-românism, o lege anticultură română. Dar asta este problema celor care au emis-o și care vor trebui să o aplice. Pentru că am remarcat un lucru și dau slavă lui Dumnezeu, că de când au dat legea, toată lumea cântă Radu Gir. Înainte nu cântam toți. Acum cântăm toți. Le mulțumim. Deci eu aveam elevi de liceu care nu știau cine a fost Delia Codreanu. Parol de onor. Cum au dat legea, s-au dus să caute. Uite, încă o mișcare corectă a dracului. Dracul ca misionar. Le respect orice fel de opțiune. Recunosc toate lucrurile pe care le pot susține cu argumente. N-ai cum să fii împotriva unei realități. Dar nu îi impune realități care nu mă privesc. Nu mă privesc. Pe mine ce mă lisează cel mai tare e că unii mă fac antilegionar, alții legionar, anticreștin, contra... Eu știu ce înseamnă să te ia la tocat băieții care bloghează fără să scrie cine sunt cu adevărat. Fără să-și dea numele adevărat, ascunși cu degetelul în nas, așa. La urma băieților care îi și plătesc pentru asta, că doar nu câștigi din postarea pe blog, decât dacă ești Duhul Sfânt, dar nu cred. Da? Legile nu sunt date... Deci produsele anticultură sunt amendabile, dar nu de legea asta, ci de toată legea omeniei care ar trebui să ne înconjoare. Și combate un exces. Clar, firesc, existent, care uneori dăunează grav sănătății bisericii, fără nicio îndoială. Într-o altă conferință la Cluj ați afirmat că nici homosexuali nu sunt fericiți cu ei înșiși. V-am zis. Am revenit, da? Ce ați vrut mai exact să ziceți? Na, mai gândiți și dumneavoastră. Deci eu am... Să știți că noi nu avem în România, la ora actuală, oameni mai pregătiți pentru terapia homosexuală decât preoții, care au spovedit timp de 20 de ani. Aveți senzația că s-a inventat păcatul azi? Credeți că 90 erau asociația lui Pește Prăjit care ia 60 de milioane pe an ca să facă nimic și să completeze niște tabele? Fiind serioși. Nu. Oamenii veneau când puteau tot la Taica Părintele, că aveau conștiința că aveau nevoie de ajutor.
Popa poate că gafa, poate că își punea bocancul tocmai atunci și nu ieșa. Gafa, că toți suntem gafer. Dar nu-l lăsa singur. Nu-l lăsa singur niciodată. În biserică, femeile trebuie să aibă capul acoperit dacă și-l descoperă, da. Dar bărbații de ce nu poartă barbă? Na, mă. În icoană, Mântuitorul și Sfinții sunt reprezentați cu barbă. Na. Sigur. Nu mai etichetați. Toate sunt chestiuni de opțiune duhovnicească. Sigur, capul acoperit al femeii nu înseamnă că ne punem batistă pe cap. Da? Cum barba bărbatului nu e un mitropolit de-al nostru aflat la Moscova, nu e bancă, e pe bune, există în documente. Un mitropolit de-al nostru plecat la Moscova în anii, nu-i spune în care că s-a apropiat, s-a dus acolo și prin 40 și ceva, 48, s-a dus cu un grup de colegi. La un moment dat, după ce au slujit liturghia, episcopii și mitropoliții și-au dat jos reverenda, și-au luat costumele, și-au dat jos bărbile. Dumneavoastră aveți senzația că barba ne mântuiește? Păi aveam unii cu niște bărbi. Bă, dar ce bărbi! Someșul îi mic copil în lungime pe lângă bărbile lor. De asta era ultima problemă cu care... Exact cum îți cu cânii ciobanilor. Unul la câmpie, doi la deal și trei la munte. Cam așa e și asta. Unde putem face plângere? Pe toate drumurile sunt reclame mari cu femei dezbrăcate. Păi cum să vă facă reclame? Dar sunt și foarte multe cu femei îmbrăcate. Uitați-vă la acelea, bine? Copilul meu de 8 ani mă întreabă ce-i cu ele. Li-e fric că au o făinuță, l-așteaptă cu Sfântul Nicolae. Cea mai tare reacție am avut-o la niște studenți de la Brașov, care într-o noapte s-au dus și au îmbrăcat femeile goale de pe... Sigur că ei au depus plângere împotriva studenților. E încălcarea unui drept, nu la publicitate. Eu cred că într-un oraș normal, primăria este cea care spune la ce oraș normal mai avem în România. Dar nu era un restaurant care se chema la Călugărul Vesel. Aveau cea mai multă bere din oraș. Și într-o seară ne-am dus noi acolo supărați. Era acolo un călugăr de ăsta, arhotofei, gărsul, goșoș și așa. Damian Stănoiu, știți, descrierea din Damian Stănoiu, pictat acolo, pe o sticlă. Am spart-o în prima seară, sigur a venit poliția, că era nouă după. Am plătit amendă, era 5 lei, mai mare dragul să spargi geamul ăla. Și au pus altă. Zbang, l-am spart și pe ăla. Iar a venit miliția, iar ne-a chemat la decan, am dat plângere. Râdeau și poliția. Eu, hai mă copii, mă fiți cu minți, făceau. Dar nene, dăm cu praștea de departe, se pune. Și a treia oară iară, zbang, dar a treia, a patra oară când ne-am dus și am dat cu pumnul, colegul meu și-a rupt mâna. El a făcut o reclamă din tablă cu aceeași imagine. Mă uit unde a ajuns. Mă uit la omul alt, cunosc situațiile multor ani. N-am mai ajuns nicăieri, n-am ajuns nicăieri. Deci cine își face chemare prin păcat la un lucru, nu vă spun că am ajuns la Veneția, sper să vedeți episodul când va fi la realitatea spirituală. Am ajuns am docat în port și în față era o biserică catolică transformată într-o chestie a municipalității care făcea reclamă nu foarte îmbrăcată la un produs al unei firme. Poate că asta vor și de la noi. Știți? Deci, uite, e bun gândul că mă pune să vă atrag atenția. Nu știm să ne apărăm sfintele locașuri? Pierde. Viața ne facem noi în totalitate sau unele lucruri ne sunt date dinainte. Și. Ce fai cu un semen cu bunică tu? Pupă tine! Bei ca el! Asta cu datul și nedatul, omul este ființă educabilă, asta trebuie să înțelegeți, că oricât de mult ne-ar fi dat, noi continuăm să ne educăm. Un om care își pierde capacitatea de educabilitate, un om pierdut. Dar nu la formare cu diplome de alea date de autoreferențiarii noștri formatori. Noi avem formatori în România care sunt buni, pentru că ei au scris despre ei ce buni sunt într-o revistă pe care o citesc doar ei și numai ei. Este într-un singur exemplar, dar nu contează că este indexat Thomson. Știți? Dar e, ce? România are câțiva experți autoreferențiali. Doamne, nu știți cine și eu, doamne, ca să vă explic. Asta e greutatea. Am colegi de cameră protestante. În sensul că protestează când veniți noaptea de la chef și mirosiți atotun. Știu.
Cum ar trebui să ne raportăm la cei care sunt de altă religie decât a noastră? Insistă să merg la întâlniri de ale lor. Ca ce chestie? Deci, spa, servus, până aici mănășturul, de aici democrație, nu? Le-am tot refuzat cu scuze. Dar de ce să vă cere scuze că nu gândiți ca ele? De unde Dumnezeu, unde ați învățat vreodată că trebuie să ne cerem iertare că gândim? Vă rog frumos să mă iertați că gândesc. Știți? Prefer să merg în biserica mea decât în încercarea voastră de biserică. Care nu vă iese niciodată. În care v-ați hirotonit homosexuali și v-ați spus femeie episcop. Nu. Dacă e până acolo. Fiți cu minți. Cum să-ți cer scuze că ești normal? Bă, de fapt, da, cam asta e. România modernă, vă rog frumos să ne iertați că suntem normali. Ne iertați că tragem clopotul la mort, ne iertați că facem dumnezeiască liturghie duminica, cum ne permite noi, tocmai duminica, nu? Ce modalități de rezolvare a lipsei de somn aveți? Eu n-am lipsă de somn niciodată. Dorm, păi și acum eu dorm, de fapt, da. Nu, adevărul e că dorm foarte bine. Să vă spun, cel mai bine doarme o conștiință liniștită. Toți s-au așteptat, după ce am mers între prietenii mei, între prietenii din Sibiu, să nu dorm în noaptea aia. Ca ce chestie să nu dorm? Eu dorm foarte bine. La a doua zi ne-am văzut culmea la o cafea, am povestit cu ei, parcă la lumina zilei nu mai erau așa fioroși, știți? Adică, să fim serioși, dacă vă faceți treaba, veți dormi. Eu însumi dorm. Să știți că cea mai frumoasă surpriză pe care am avut-o vara aceasta, când ne-a invitat prea fericitul Părinte Patriarh să ne mulțumească pentru lupta în apărarea credinței copiilor noștri în școală, a fost coleg de masă cu Connector. Ce fain e tipul! Ce oameni fain! Ce oameni frumoși are Ortodoxia, Doamne! Ce oameni frumoși! Liana Stanciu, doamna Elisabeta Lipă. Păi, oameni, nici vă dați seama. Rareș Bogdan, că e clujan de al dumneavoastră și cu tangul pe ei tot timpul. Doamne, sunt niște oameni frumoși. Toți de acolo erau niște oameni frumoși. Știți de ce erau frumoși? Pentru că nu s-au pus pe ei în valoare. Au cerut dreptul copilului la autodeterminare religioasă. Asta e lucru mare. Să fii dispus să te expui la flegma de cultură din jur, de dragul sărutului lui Hristos. E important. Sigur că toți l-am săcuit cu Iovara nu dorm și el era săracă obosit că era fetița bolnavă. E tată de o fetiță. Doamne, cum vă explicați că atunci când un om atinge pragul îndrăgostirii de copilul lui, lumea întreagă se schimbă. E fabulos. În familia creștină este păcat să faci dragoste. În familie. Faceți ură, dacă puteți. Bateți ură. A, întrebarea de fapt e cu ghivinci, că e păcat să faci dragoste în post. Încercați spatul, e mai bun. Asta e o chestiune care se reglementează între dumneavoastră și duhovnic, dar, repet, lăsați postul și încercați spatul, e mai bun. Da? Cum ne putem menține rânduielile la rugăciune? Cu cheia franceză, da? Cum putem menține când căutarea astfel încât să nu devină un ritual formal? Păi a devenit ritual formal din momentul când vorbiți de rânduială la rugăciune. Vreau că sunteți un tânăr la vreo 20 un pic de ani. Rânduiala la rugăciune nu înseamnă că te tâmpești numărând paginile care le citești. Grijă și la asta cu dragostea în post. Fiți foarte atenți că orice abuz și orice refuz duce la dezechilibrul familiei. Toată lumea a comentat că Părintele Arsenie așa, că Părintele Teofil așa, vă spun eu, soluția e acolo. Nici refuz, nici abuz. E foarte greu să te stăpânești. Numai cine a încercat să se stăpânească știe ce grea e chestia asta. Restul, biluțe. Dar oare cum e? Nici nu-ți măritați, nici căsătăți, dar este treaba. Dar oare în post cum e? Tu încearcă prima dată să vezi cum e. Se presupune o relație sănătoasă chiar dintre fetă și fată și un băiat, având în vedere că nu suntem într-un mediu foarte curat. Oh! Vai, dar vă rog frumos, părăsiți România! Mergeți într-o junglă virgină și stați acolo cu codobaturile și cu chicuha și cu șușula și cu șinșila. Păi, oameni buni, dar cine v-a spus că e creștinismul e făcut pentru laborator? Băi, veniți-vă în fire! A venit Hristos și a zis, luați o picătură chimică de... Totuși.
Băi, dar știți când a ajuns Mântuitorul atunci în Ierusalim, ce îngeri îl așteptau, cum cântau ei, vai. Și când i-au bătut în cuiele în mână, i-au zis, iartă-ne, au dat cu spirt înainte. Au scuipat de trei ori pe cui să nu-l doară. Băi, oameni buni, lumea e tâmpită tot timpul. Hristos o face frumoasă. Stați lipiți de Hristos. Chiar dacă asta vă poate costa viața la un moment dat. Vă dau scris că o moarte cu Hristos e mai de preț decât o viață împotriva Lui. Vă dau scris. Cum pot trece peste un avort? Mi-am mărturisit păcatul cu... Au trecut aproape 2 ani, dar încă mă mai doare sufletul și o să vă mai doară mult timp. Peste avort, din nefericire, nu se trece. Poate zâmbetul copilului ce se va naște vă va face să vă iertați un pic, să mergeți mai departe. Eu sunt supărat pe bărbați. Că numai femeile vorbesc despre avort, de parcă ei le-au făcut cu priza. Cereți ajutorul unui om care înțelege prin ce treceți și încercați să vă cântați durerea. Mergeți și cântați-i Maicii Domnului în Paraclis. Spuneți-i că o iubiți și că vă pare rău, că n-ați reușit să păstrați ce ați avut mai de preț. Ce sfaturi dați unor tineri căsătoriți? Mâncați, dormiți. Cum ar trebui să procedăm ca micile certuri să ne afecteze? Certați-vă cu milă. Cum să facem să fie bine? Hai mă, nu sunteți voi Dumnezeu, Doamne, iartă-mă. Nu există o soluție, există încercări. E renumită povestea aceea cu o tante care vorbea la fel de mult ca mine și un soț care vorbea la fel de mult ca voi. Și ăla săracul n-a apucat să ia aer până când vorbea ea. Și îl întreabă părintele lor din sat, ce voi nene, cum îl cheamă, ce dar dumneata, cum faci să treziști lângă femeie? Părintele, e simplu, dimineața vorbește ea, după masă atac eu. Și părinte, care este diferența dintre răbdarea creștinilor de odinioară și răbdarea noastră? Vă spun eu, ca între un BMW și mersul pe jos la stână. Asta e răbdarea noastră, cu BMW-ul. Repede, se face mai, hai, hai. Nu vedeți că totul e fast food în jurul nostru? Totul e fast. Școală fast, 3 ani. Doamne, Maica! Să scoți un om care să știe ce spune în 3 ani de zile este, cum se cheamă? E de premiu Nobel, domnule. Că la vine prost învățat. Tu până îl desprostești, îți ia 2 ani. Când să începi și tu de Doamne ajută, gata, să te rămdeați, bine ați venit la liceu, nu mai dau ce subiecte interesante, apariția și dezvoltarea hiperdendritelor neuronale la sinapsa politico-ideologică a pneumatizării intrinseci. Băgăm titluri de alea, că așa veniți de facultăți cu niște titluri, Doamne ferește, amestecă ăștia, că e interdisciplinaritate, nu. De fapt, noi ce am pierdut este că noi nu mai ținem cursuri, noi lucrăm pe proiecte. Și uneori înțepenim în ele. Știți? Știți că e definiția prostului, nu? Omul care înțepenește în stare de proiect. Deci gândiți-vă bine la... E o chestie foarte serioasă așa. Ce răbdare! Că mă uit la cursuri... Acum la teologie ăștia noștri sunt așa mai cuminți cât de cât, dar... Șocul este de... Am predat la facultatea de medicină... Predau la facultatea de medicină veterinară de la București, dacă vă puteți închipui. Ce șoc a fost copiii să vadă un popă că vorbește cu ei. Șoc, domne, șoc. Ontologic. Păi ne-am împrietenit, ne-am împăcat. Cineva m-a întrebat ce cauți acolo. Zic, băi, în calitate de păstor, a trebuit să mă duc să iau de jos, să văd cum e cu ciobanii. Deși m-au uimit. Deci am aflat lucruri despre animale pe care dacă aș fi făcut studiile, n-aveam de unde să le știu. Niște copii tenace. Mi-aș dori în teologie și în umanioare să avem copiii tenace de la inginerie, de la chimie, de la fizică, de la medicină. Poamă, să studieze un teolog în medicinistul. Ferească Dumnezeu! Ar trebui să-i dăm doctorat în anul 4, știi? Ce să mai facă la restul vieții dacă muncește cât unul care vrea să fie medic? Că la popă nu se vede. Dacă dai cu cădelița așa sau așa, na. Dar medicul, dacă scoate ochiul stâng sau ochiul drept, nu mai are răzut. Nu? Adică încercați să gândiți răbdarea în raport cu finalitățile noastre. De ce ne simțim diferit? Ce ne simțim diferit o altă persoană odată ce am început să mergem mai mult la biserică și să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Pentru că sunteți diferiți, dar nu vă luați în cap. Deci biserica te face să te simți... Eu aud foarte des pe unii spun: biserica, nu pune în valoare tinerii de acolo, vi se trage. Da? Orice tânăr care merge în liturghie se întoarce acasă mult mai
atent la el decât în oricare alt curs de psihoterapie, treningeală și alte... Nu treningurile ne fac până la urmă sportiv, nu? Ci calitățile sportive. Vreau să vă rog frumos să controlați de fiecare dată când nu vă simțiți bucuroși de biserică, ieșiți și plimbați-vă. O dimineață cu soare poate fi mai importantă unui suflet care are nevoie de schimbare și de viață decât o biserică mohorâtă în care un părinte mohorât cântă lângă o strană mohorâtă fără să fie atent că Evanghelia este vestea bucuriei. Și când ați respirat, întoarceți-vă, că poate ajunge și el la concluzia asta. Că nici preoții nu mai putem. Noi intrăm triști în liturghie. Știți ce greu intri în liturghie în ultima vreme? E tristă, lumea e tristă în jurul tău. Tragi, ha mă, hi mă! Da, de ce? Te apuci, știi? Grijă să călăm toți morții cu noi. Oamenii ăștia ne vorbesc nouă despre o moarte dezastroasă, fără îndoială. Oameni căzuți pe frontul indolenței românești sunt copiii ăștia de la colectiv. Clar. Dumnezeu să-i odihnească. Pe frontul indolenței și măgăriei din România. Dar noi avem în fiecare zi, înmormântesc câte un om, doi, auzi de cutare, te duci prin, mergi prin secțiile de cancer, ți se face de oncologie, ți se face rău. Ce ține un preot să funcționeze? Exact ce vedeți dumneavoastră, ceea ce schimbă de fiecare dată. El e altul, tot timpul, e în altă poziție, în altă structură. Tot timpul. De curând am pierdut-o pe mama și am rămas cu o mare durere în suflet. Bă, sărutăm pe durere, să aveți grijă. Aici îmi face loc egoismul nostru. Vedem moartea ca pe o despărțire. Băi, dar suntem oameni. N-ai cum să ne lămurim. Cineva care fizic te-a bucurat toată viața, a cărui gust al mâncării încă mai ții pe buze și a cărui culoarea ochilor nu-ți dispare nici cum dinaintea ochilor tăi, dispare. E clar că e o chestie materială. Nu suntem îngeri. Moartea părinților noștri ne restartează. Ne readresează provocarea Evangheliei. Ne obligă, ce zeci de ori, dar închipuiți-vă când tu te duci ca preot la rând, într-o casă în care a murit mama, la 6 luni tatăl, la 6 luni bunica și la încă 6 luni bunicul. Deci după regula lumii trebuie să nebunești. După regula lui Hristos, vestești învierea. Pe fața ta nu trebuie să se vadă nimic. Sau dacă se vede, nu poate fi decât un surâs de compătimire. Dar noi nu trăim în virtutea morților noastre, ci în virtutea învierii. Ținta e învierea. Ce trebuie să facă doi tineri studenți care doresc să-și întemeieze o familie împreună, dar părinții ambilor sunt total împotriva unei căsătorii între cei doi? Ei sunt nevinovați pentru asta, sigur. Părinții ambilor studenți încearcă să-i facă să vorbească cu altcineva, nefiind de acord nici măcar ca cei doi să vorbească. Să li se taie limba. Cei doi sunt siguri că doresc să facă acest pas de a întemeia o familie. Haideți să stabilim în seara asta. Pentru cei doi, chiar dacă nu știm cum îi cheamă, Domnului să ne rugăm. Doamne. O să vedem. Ce credeți că ar trebui să facă un cuplu dacă părinții unuia din cuplu nu sunt de acord cu relația lor? Motivul? Băi, ce aveți, mă, copii? Deci să înțeleg că voi vă certați cu părinții obligatoriu înainte de a accepta. Am înțeles. Foarte des în viață se întâmplă ca părinții să vadă ginele sau nora drept un dușman. E firesc. Din nefericire, părinții uneori ne-au crescut pentru ei. Nu ne-au crescut pentru alții. Uitați-vă bine, domnișoarele acasă. Nu vine mama, cum ați ajuns acasă? Lăsați ghiozdanul bonsuită și mapa de studiu. Vine mama și pune haina în cui. Tu ți-arăși papucii, ia mama și dă cu spray-ul să nu miroasă mâine când mergeți la întâlnire, papucul. Intrați, nu-i nimic în frigider, n-ai făcut nimic. Noi nu suntem crescuți pentru ceilalți. În mod normal, mama trebuie să zic acum, curăț cartofii, hai lângă mine să terminăm mai repede. Dragă, ai terminat de învățat pentru mâine? Da. Bine, te așteaptă vasele. Doamne, ferește să fie pus un om tânăr să spele vasele, că nu mai știe care sunt vasele, adică le caută în curte. Vasul și vasul nimic. Da, adică, știți ce vreau? Asta vreau să vă atrag. Și copiii trag de noi să-i creștem ca niște marțieni. Dacă îi întrebați orice din Star Wars, apropo, nu? Tomorrow?
mi-a făcut cineva o onoare, m-a publicat într-o revistă de la București, finalul interviu e pe aceeași pagină cu Star Wars. Vecin cu Star Wars, adică... Da, vor spune toți jucătorii de fotbal, dacă sunt băieți, fetelor, să vă spună toate sările de smartphone, de ce, ce se vinde, ce nu se vinde, ce a apărut, ce n-a apărut. Băi, tata, pune-i să dea drumul la apă caldă dacă nu merge centrala și o să încerci o jumătate de oră să-i dea drumul la apă caldă. Chestia asta cu butonul ne-a tâmpit de cap. Are rost să apărăm biserica pe Facebook. Cu piepturile goale înainte, la baionetă. Ce să apăr pe Facebook? Bă, e un spațiu virtual, aia te înjură și că... Eu cunosc tipi care înjură doar să provoace din bucuria de a înjura. Vedeți și voi, dacă e unul care chiar deștept și scrie chestii deștepte, spuneți-i părerea voastră, pierdeți vremea cu... Rămâne un spațiu... Știți că era la un moment dat o tentativă să se încerce să se facă un control de IQ pe... când te scrii pe Facebook. Unde ar mai scrie parlamentarii noștri? Doamna Grappini, ce ar mai face? Nu? Deci oamenii și-au făcut deja alegerile și ignoră realitatea. Nu, vreau să vă spun ce am învățat. Vreți să vă spun ce am învățat eu din ultimile săptămâni? Niciodată nu vorbești cu ceilalți când strigă la tine. Ei lași că de obicei răgușesc. Oricât de bine pregătiți ar fi, obosesc. Urletul presupune de 4-5 ori mai mult efort decât așteptatul. Și aia e pe coajă. Și zici, da, așa. Totuși s-au și cu smerenie și cu bunătate, înțelegând că e o neputință lor. Doamne, câte... Apoi, trebuie să ai inteligența de a răspunde când ei trag aer în piept. Și când se pornească, le-ai zis ce ai avut de zis și fugi, că n-ai ce să faci. Și că nu vine să postesc, nici mie. Simt că postez doar că trebuie, nu din iubire pentru Hristos. Ce să fac? Postiți. Postiți din drag de nu trebuie. Știți de ce e fain postul? Că nu trebuie ținut. Dacă trebuia ținut, ce farisei eram noi. Fariseul grohăitor, pururea nemulțumit de aproape. Asta ne sunt țoată. Fariseul electrocutat ăsta, care are dreptate tot timpul și știe el ce are. Am avea așa o gamă largă de farisei. Nu trebuie să postiți. Încercați. Încercați. Eu zic că merge. Oricum, la câte produse de post avem, am fost la București marți și am intrat cu un prieten foarte bun să mâncăm lângă Catedrala Mântuirii Neamului. Este acolo un bistro unde ne-am dus și la fasole frecată. Femeile alea de acolo au știut clar ce să ne punem farfurile. Și apoi de asta nu. Asta da. Mulțumesc. Să rămână. Ne-am pus acolo, se uitau ca la mașini străine. S-au dat, m-am întors, nene, e ceva în neregulă. Preot, în reverendă, mâncând cu noi fasole frecată, asta n-am văzut-o niciodată. Știți că n-am mai putut să mănânc? A fost cel mai mare dar al postului de anul acesta. Să văd pe oameni bucuroși, să vadă că biserica e cu ei, nu e împotrivă lor. Că sigur că poți să fii un bisericaș bun cu un sturion, cu un măr în gură, așa și... Da? Știți că ala când s-a dus în zi de post și a zis, bună seara, bună seara, ce? Filet de balenă albastră aveți? Nu. Rechină în aspic? Nu. Da, balenă cu corn frământată? Nu. De Dumnezeu mi-e martor că am vrut să mănânc pește, dați-mi o ceafă de porc. Auziți aici. Explicați, vă rog, mulțumesc de vă rog, despre necesitatea de să-i împărtășim. Nu devine obișnuință? Duhovnicul îmi spune să mă împărtășesc. Nu mă prostii faci. Duhovnicul îmi spune să mă împărtășesc la fiecare Sfântă Liturghie. Mie nu prea vine. Adică merge la biserică cum ne vine. Se spune că odată patru rabini stăteau de povești. Trei erau foarte stricți, un al patrulea extrem de... Nu, unul foarte strict, ceilalți extrem de liberali. Cum le vine, știți? Și ăsta de acolo s-au tot rugat așa și ăsta micul săracul care era mai rigorist sau mai riguros, tot timpul spunea, Doamne, Adonai, te rog frumos, fă o minune să înțeleagă ăștia că ești de partea mea, dar te rog. Era luna august. Dintr-o dată un nor de lumină i-a înconjurat pe cei patru rabini.
Asta, Doamne, Adonai, îți mulțumesc că mi-ai trimis un nor așa. Dar da, ce-ai dragă, doar e normal ca în august să fie și câte un nor. Asta, săracu, bine. Totdeauna luau hotărârile 3 la 1, știți? 3-1, aia 3 ridicau, îl băteau pe ăsta 1, săracu. Da, Adonai, mai fă o minune și fă ceva în norul ăsta să se prindă ăștia despre... Nici nu v-am văzut, iertați-mă. Deci, ăsta la un dat, poac, un trăznet, poac, ăștia. E normal ca într-un nor, în august, să vină un trăznet. Asta, Adonai, dar fă ceva mai serios, că ăștia tot nu mă cred la care se aude glas din nor. Rabbi Akiva are dreptate. La care ăștia, a vorbit Domnul. A, și ce, e 3-2. Deci, la cum vă vine, e 3-2 tot timpul. Cea mai corectă împărtășire este aceea care auzi că te cheamă. Noi, liturghie de liturghie, amăriți ăștia negru, înjurații, bărboși, da? Zice, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Răspunsul strană este, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Deci nu vine cum ne vine, ci vine în numele Domnului. Atenție! Puneți-L pe Dumnezeu la loc în ecuație. Am un verișor care face nunta anul viitor și își dorește foarte mult să fie un naș. Dar eu sunt necăsătorit încă și mi-am programat nunta în 2016. Este bine să-i merg de naș? Nu. N-aveți ce căuta ca naș. M-a întrebat cineva, de, știu pe undeva am și canoanele, dar nu e, n-ai ce căuta ca naș. Adică unul care nu știe să șofeze, bine, știe să șofeze, dar n-are carnet. Îl pui pe o mașină doar în situații foarte grave. Ori nunta nu e cea mai gravă dintre situații. Mi-au ieșit vorbe, că am zis, într-adevăr, recunosc că am zis, dar nu de la mine, că singurul joc de noroc acceptat de biserică e cu căsătorie. De ce tot timpul când ne rugăm, gândul nostru zboară la altceva, la problema de zi cu zi? Pentru că suntem oameni. Pentru că suntem oameni, slavă Domnului. Pentru că trebuie să luptăm inclusiv cu gândurile. Pentru că rugăciunea înseamnă și vindecarea gândurilor care zboară. Trageți de ele! Hi! Îndrăt! Le-am zis odată la catedrală, la Sibiu, și săracii se uitau pe tavan pe acolo. Zis, dacă aș avea acum un radar să văd cum vă zboară creierele în timpul slujbei, cred că spărgeam de mult cupolele. Mă înțeleg foarte bine cu niște străini care sunt ori luteran, ori se declară atei. Foarte bine, ce are? Ar trebui să-i vorbesc, să vorbesc cu ei despre Dumnezeu, să-i îndrum spre ortodoxie, ori e mai bine să-i las cu opiniile lor. Și cum ar trebui să le vorbesc? Cu calm și competență. Nu știți? Nu vă băgați. Mai bine vă rugați pentru ei ca mila lui Dumnezeu să le moaie inima. Asta e cu cel mai important. Și dumneavoastră, să avem, noi toți trebuie să avem o inimă umilă și înmuiată în mila lui Dumnezeu. Cum ne pietrificăm inima, cum nu merge nimic. Dacă lor nimeni nu le spune despre adevărata credință, ce se va întâmpla cu ei? După ei le spun munții și apele și râurile și izvoarele. Ce legătură este între un ateu și răsăritul soarelui? Că poate îl atrage de soare cât îl taie capul, că nu-l scoate din întuneric. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le povestește pre limba oricui. Ăștia care râd de noi că avem icoane în biserică, ei nu înțeleg că noi suntem niște analfabeți. Și noi ne bucurăm de icoanele de pe biserică. Că atunci când intru în biserică, văd un film artistic. De la altar până în capăt văd filmul lui Zeffirelli de vreo 60 de ori în liturghie. Nu? Adică la noi, noi suntem niște handicapați, niște proști, dar vai, capela lui Giotto de la Padova, vai, ce operă de artă, dragă! Na, să ne ia picturile de niște opere de artă, dar să ne lasem pace. Nu. Nu forțați nota. Oricum nu-i schimbăm noi pe oameni. Oamenii se schimbă numai prin voia lui Dumnezeu. Noi doar zicem, hello, suntem aici. Părinte, cum putem opri avortul? Nu este o formă. Nu. Zice, nu, nu vreau. Avortul cui? Avortul în condițiile naționale românești. Va fi mai greu, pentru că aici sunt prea mulți care zic da. Și încep băieții care vând instrumentale medicale. Cei care dau pastile. Ăia, acolo e o întreprindere, e o industrie. Dar nu mai zic nimic de asta, că s-a supărat fostul prim-ministru pe mine când am vorbit despre cantacozinul și nu mai zic nimic. Ce, cum, ce putem face ca să scadă numărul de avorturi în țara noastră? Să învățăm copiii să nască. Uitați-vă ce educație sexuală, pe mine mă distrează. Educația, în general, are o conotație pozitivă. Da? Ce, nu zic, acum vă educ cum să-l împușcați pe om. Îl antrenez sau te pregătesc să... Sau te instruiesc, că ăsta e termenul cel mai la potrivit. Faci instrucție în armată cum să împuși dușmanul.
Păi când zici că faci educație sexuală ca să omoare copiii, ce Dumnezeu, pe ce lume trăim? Și acum vă educăm sau omorâți? Bine ați venit la bordul avionului nostru, negroidul șef, vă prezentăm pe piratul șef al avorționismului românesc, un om distins cu două teze de doctorat, vai ce leșinăm. Păi, dacă ăla are 10 teze de doctorat când pilotează avionul și avionul se prăbușește, mă mai încălzește pe mine cu ăla care zice că e expert. Am avut un expert la bord care, știi, e de mirare că s-a întâmplat să cadă avionul, că ăsta era, avea antrenament și vă, lasă-mă, dar ce mă încălzește pe mine că ăla avea antrenament? Cam asta se întâmplă și cu abortul. Avem niște cercetări britanice, de obicei. Deci eu sunt foarte revoltat asupra avortului. Aha, e bărbat, deci. Cum ar trebui să abordăm cu semnii noștri prorociile referitoare la sfârșitul lumii, astfel încât să evităm reacțiile de genul astea sunt basme? Că dacă le prezentăm ca niște basme, noi de ce și bă, uite cum vine acum, lăsați-i în pace. Vă bucură că vine sfârșitul lumii? Pe mine nu, că nu m-am apuc să mă pocăiesc. Dar de când ne-am transformat noi în religie milenaristă? Eu aud, am văzut niște citate din Sfântul Cutare, prorocia Părintelui Cutare. Bă, de unde scrie, mă, chestia asta? Băgăm în gura bietului Părinte Iustin, îl înnebunim. Părinte, nu vă spun că am găsit la citate din Părintele Arsenie că mai puteam scrie 60-70 de cărți. Nici n-a știut Părintele Arsenie de alea. Viața lui nu a gândit ca aia. Dar se vinde, vedeți? Că și Facebook-ul poate fi un spațiu în care se vinde rating și vrei să sari în față. Nu e simplu. Deci, părinte, ce să fac cum să fie bine? Soțul bea de peste 20 de ani și nu vrea să se lase. Iar copiii s-au săturat și vor să mă părăsească. Doamnă, mergeți cu copiii un pic. Aveți nevoie de un pic de liniște. Serios. Luați-vă copiii, ieșiți din spațiul destructiv al corozivului. Ia mai odihniți-vă și dumneavoastră de un prost. Prea de cântăm în strună la toți nemernicii care își bat joc de viața noastră. Ieșiți, plecați un pic cu copiii. Dați-i o pauză, o să spuneți că dă foc la casă, faceți-vă înainte o asigurare. Nu, serios, vorbesc foarte serios. Trebuie lăsați un pic să-și vadă limitele. Fără îndoială că ei trebuie protejați, dacă ei nu se protejează. Știți că cel mai greu îl aperi pe om de el însuși. Părinte, am un prieten păgân. Mișto! A spus că nu i s-a zis ce înseamnă ortodoxia și că nu l-ar deranja să-i zic ce presupune. Cum l-aș putea ajuta? Să vă spun. Luați-l de mână. Aveți una dintre cele mai frumoase catedrale din lume. Clujul are una dintre cele mai frumoase catedrale din lume. Sigur, Sibiu e mai frumoasă, dar... Luați-l pe om de mână și lăsați-l să se îmbaie într-o vecernie. Chiar dacă nu pricepe nimic la prima, lăsați-l. Nu noi convertim, nu noi explicăm. Noi avem doar cuvinte, Dumnezeu are minuni. Asta e o minune. Vă rog eu mult de tot, încetați să fiți funcționari publici de recuperare a minorului delinvent. E bine să ai o pereche de nași sau două perechi de nași? Întrebați-i pe îngeri. Câți îngeri avem la botez? Unu. Unu și cu unu fac? Doi. Deci câte perechi? Una. Câte icoane avem pe iconostas? Ca icoane prăznicar, una și una. Câte cununii avem pe cap? Una și una. Am văzut odată o nuntă de nu se mai vedeau mirii. Plonjaseră nașii pe miri. Și la botez e mai interesant. Știți că se pun vreo 10 nașe, 15, 20, așa. Pasează copilul de zici că se echipa. Dacă păi pui talonări la echipa națională, merge mai bine decât am jucat noi la... A dormit un domnul campionat. Adică... Pasează copilul. Eu prima, ba eu. Le-am zis ușurel că iau eu copilul și pa. Am avut un astfel de caz în care patru doamne se băteau pe ghetul copil de parcă murise. Și am zis, hello, nu-i hoit, e om. Funcționează. Și culmea că m-a ales de naș. Știți? Deci după ce l-am pus pe masă, direct pe mine. A arătat cine să fie nașul lui. Și eu nu m-am supărat. Și acum suntem prieteni la cataramă. Băiețelul ăsta despre care vorbesc are acum 18 ani. Da. Niciuna dintre nașele alte nu mai n-a stat lângă ei. Ăsta e indusul că fiind preot, noi suntem nașii, în ciuda tuturor aparențelor. Da? Ăsta e indusul, a stat lângă el și îl văd crescând. Mă, crește inima. Făloșenia asta de doi bani în biserică. Prostologia asta ridicată la rang de teologie.
Dar nu ai voie. Femeia după ce naște n-are ce căuta în biserică. Vai, dar spurcă, dar cine a zis așa ceva? M-a zis accentul ăla, iar femeia asta se teamă de bărbat. Dacă e bărbat, nu se teme niciodată femeia de el, că bărbatul nu-i făcut să fie temut, ci iubit. Sfântul Apostol Pavel acolo e deștept tare, mult mai deștept decât câțiva membri Academiei, nu spunem care. Da? Deci ușurel. Iar în ceea ce privește viața liturgică, vă rog mult, vă implor, vă cad în genunchi, evitați spectacolele de doi bani. Deci nu mai faceți nunți bățoase în care amendați bietele neamul să-și plătească amenda de la propria nuntă. Terminați cu prostire. Dumnezeu e ca un fir de borangii care se strecoară vara între aripile unui înger. Atât. Ca un fluture. Atât. E discret. E... Mergem beți la nuntă. Avea toată o naș? Ce să-i mai dau? Că era deja... Dacă îi mai dădeam o gură, intra în comă. Zic, băi, de matale, nu ești îndeplinătatea facută. Adică mă faci și nebun, te fac bea. Adică mă faci și nebun pe mine. Că-ți explic eu cine sunt eu. Și-au scos eu legitimațiile lui pește prăjit. Ai zis, să știți că am căzut pe spate. Ieșiți afară, zic. Bă, părăsiți corabia. Aici, moa e băiatul cu cărma, dar Dumnezeu e ăla cu care umflă penele. Afară. Ce? Cum îți spune? Afară. Biserica nu este spațiu în care să admitem niciun exces. Să știți că parte din criza actuală este faptul că biserica a admis excese de finanțare, de strângere de mâini, de premiere reciprocă între biserică și un stat întotdeauna pe cale de dispariție. Credeți că supăr pe Dumnezeu dacă nu pot să fac ceea ce îmi spune Părintele Duhovnic? Da! Mai negociați cu Părintele. În Ioan 3:16 vedem că Dumnezeu a fost un fundamentalist în a ne iubi. A dat totul pentru noi. Numai în Ioan 3:16 vedem că a dat totul pentru noi Hristos. Aș fi mai atent. Dumnezeu dă totul în toate paginile Scripturii. Îndrăznesc să spun că până și pe coperte se vede că Dumnezeu ne-a dat totul. Părinte, de ce băieții sunt din ce în ce mai lipsiți de curaj în momentul mărturisirii sentimentelor față de o fată? Te pup pe frunte. Cea mai tare întrebare. Pentru că i-a castrat societatea. Pentru că din clasa întâia nu mai avem voie să spunem ce gândim. Doamna, taci mă, Nicule! Doamna, taci mă, ieși! Acum copii vorbind despre o mulțimea vidă și mulți... Doamna, taci mă, Nicule, că te dau afară! Doamna, da, e târziu acum. Deja începe o castrare perpetuă, inclusiv a feminității și a masculinității. Problema nu sunt bărbați, băieții și fetele, ci masculinitatea și feminitatea. Uitați-vă că sunt câteva... niște raioane aici, colea la Sfânta Biserică de păstă drum de facultate, da, adică mă refer la Toașul Mol, în care au apărut tricoașe care peste în Occident se vând de ceva ani, în care băieții sunt prezentați în reclama la respectivă cu barbă, cu părul strâns în coadă și cu tricou efeminat, așa de nu știe, în fustă, e în tricou. Uitați-vă la cum se vând slimurile, da? Ce încearcă să pună în valoare? Să pună în valoare ce? Exact nemasculinitatea lor. Este un tip care prezintă o emisiune, acum s-a mai... tot la TVR-ul nu a rămas, dar înainte când era un pic mai subțirel că mergea la sală, ne dădea lecții popilor burtoși și îngânfață. Acum a început și lui să-i pleznească slimul. Că vine o vârstă în viața tuturor când dacă stai pe scaun, asumi scaun. Știți? Din nefericire unii chiar... da. Eu consider că nu fata ar trebui să facă primul pas. Nu, Doamne ferește! Cum să facă fata primul pas? Nu? Ea trebuie să stea acolo, retrasă. Să vină una așa nesâmțită, să pună una pe băiatul ăla frumos și cu minte. Da. Că de-aia când pun un câteodată mă gândesc de 10 ori dacă... Da. E, și mie din ce în ce mai greu să găsesc pe cineva responsabil și apropiat de biserică totodată. Responsabil și apropiat de biserică. Să facem o listă. Mă credeți că dacă vă pun să faceți o listă, fiecare are în minte altceva când zice apropiat de biserică? Altceva când zice responsabil? Pentru că noi nu trăim după modele generale. Vă rog frumos, căsătoriți-vă cu un bărbat care să vă iubească. Lăsați restul. Restul confinelor, restul granițelor să nască în timp. Sigur că e de preferat să fie om al bisericii. Să vă ferească Dumnezeu, dar să vă ferească Dumnezeu de bărbatul fariseu.
Este păcat ca fetele femeile ortodoxe să se macheze? Când eram eu mic, zicea la s-a machit. Eu zic să încercați să reduceți consumul de machiaj. Știu că vă e greu, trăiți într-o lume care se cosmetizează și poartă mască. Sunteți prea frumoși ca să vă bate joc de voi. Ia mergeți cu mintea așa, cu... lăsați-vă părul să crească, lăsați-vă fruntea liberă, eliberată de tot felul de... Iar băieții încercați să n-ajungeți ca fetele cu coame colorate, cu... am văzut unul cu... avea nas, un cercel mare cât nasul meu, așa. Trebuie să iubim pe oameni, dar uneori trebuie să le și spunem că e grav prin ce trec. E greu. Sunt o soție cicălitoare. N-am auzit în viața mea de așa. Ce e aia? E interesant. O mamă fără răbdare și dragoste și duhovnicul este tare dezamăgit de tine. N-ai nicio treabă cu duhovnicul. Dar poate să se dezamăgească. Lasă-l, Doamne, încă. Tu ai treabă cu bărbatul și copiii. Păi aia nu trebuie să-i dezamăgești. Nu, mă. Nu mă strajă la o cicălitoare, mai lipsa un popă dimineața. Până dimineața ai cicălit? Nu. Doamne, ajută dezlegare. Că este bine să te muți împreună înainte de căsătorie, dacă nu ți-ai fixat nici data căsătoriei. Este un risc. Un risc prea mare să vă pierdeți frumusețea căsătoriei. Știți că unii se plâng că, vai, nu ne mai înțelegem. Păi dacă ai mâncat tot borcanul de miere, n-ai lăsat nici pe fundul lui măcar acolo pentru momente grele. Părinte, astea s-au reluat. Câteva sfaturi pentru a nu fi depresiv. N-am sfaturi la depresie. Căutați să împărțiți lumea în bine și bun. Nu în tot timpul în rău. Singurul mod de a ieși din depresie este de a se împărtășani. Spovedanie, aoleu, ce am zis acum. Înnebuniți-ne pe noi că... Eu am văzut că dintre toate terapiile, cele mai competente le au, sigur, psihiatri, psihologii, fiecare cu meseria lui. Dar am remarcat că în spitalele de psihiatrie unde s-a aplicat și Euharistia ca fenomen de susținere a revenirii din depresie, a mers ok totul. Aveți nevoie să fiți strânși în brațe, că până la urmă asta e una dintre marile probleme pe care le avem ca oameni. Nu ne mai strângem în brațe. Ne strângem de gât, de pungă, de cord, de card. Dă, dar nu în brațe. Nu ne mai iubim. Părinte, ce părere aveți despre ecumenism, dar despre concertele ecumenice. În Catedrala Ortodoxă din Cluj a fost aseară un astfel de concert. Au vorbit toate despre Hristos în limbi străine. Astăzi de dimineață am constatat că faptul că am pus pe Facebook-ul meu acum ceva vreme cererea de iertare a unui franciscan maghiar în data de 1 decembrie pentru faptul că s-a stricat sărbătoarea națională prin excesul, pe care noi îl știm. Ardelenii îl trăim. Mi s-a reproșat ce ecumenic sunt. Am făcut niște poze cu niște părinți franciscani în fața la Biserica Sfântul Antonie din Padova. E grav tare. Am ajuns să fim neiertați pentru sincerităților noastre. Cum să ne iertăm păcatele dacă sincerităților nu ne le iertăm? Și constat că termenul ecumenist și ecumenic se confundă. Ecumenist este tot omul care încearcă să ajungă prin mijloace nelegate de biserică, la adevărul care nu o să-l aducă niciodată în biserică. Ecumenic înseamnă omul care trăiește în aceeași cetate cu oameni care nu sunt de părere cu el și face tot ce poate ca aceștia să nu-i lipsească din rugăciunea particulară. Și când poate, îi ajută. Sunt de acord cu ecumenismul și cu ecumenicul în situația asistenței sociale. Copilul în situații de criză, femeia bătută, n-are confesiune. Are inimă. Am spus-o și în perioada aceea, când toată lumea a comentat pe faptul că vin sirienii, ce scenarii au fost săraci, s-au speriat și sirienii că au nimerit vreo 2-3 în România, ați văzut? Cu cerere de azil politic, înapoi în Siria. Noi trăim în scenarite cronice, noi punem în spatele unor lucruri, chestiuni pe care nu le cunoaștem, real, nu le cunoaștem. Nu le știm. Dar ne dăm cu părerea, le umflăm, le... Salutul franciscan este pace și bine, de exemplu. Dar ce fel de pace și care bine, dacă e o pace care vine de la Papa de la Roma și un bine arian,
care nu e legat de Dumnezeu. De unde ești? Oameni suciți cu totul. Deci sunt de acord că orice exces în ecumenism sau în relație ecumenică duce la pierderea identității. Dar vă atrag atenția că orice fundamentalism în identitatea noastră ne transformă în ecumeniști. Începem să semănăm cu ceilalți pe care îi urâm. Părinte, câte perechi de nași este? Iară, ce aveți mai cu perechi? Doamne, dar măcar însurați-vă odată. Părinte, cum pot iubi băieții la început o fată și apoi pleacă și o lasă? Na. Ca tot măgarul. După ce o găta fân, o plecat. Nu? Dacă ați dat fân prost și mult și fără niciun fel de gratii, niciun fel de gard. Deci ce, nu mai simți nimic sau nici n-au simțit? Dar nu în sensul trupești. Facem o analiză profundă. Cine știe ce e în capul unui om? Cine știe ce e în capul unui om? Că mănânci 2 saci, 3 saci de sare în viață cu omul pe care zici că îl iubești și constați la sfârșit că sunt probleme. Viața e făcută din greutăți, din provocări. Nu e simplă. Credeți că un băiat poate renunța la alcool din iubire? Nu prea. Sau să mai vorbesc cu alte fete, să mai vorbească cu alte fete. Cum adică? Alcool, alte fete, da? Băi, fel, lasă-l. Asta se cheamă un curvar bețiv. În traducere liberă. Sigur că trebuie protejat, trebuie ajutat, dar nu trebuie să te căsătorești pentru asta cu el. Dar cea mai tare șoc în că după câteva săptămâni de la nuntă vine fata, e un pic vânăt așa. Dar ce-ai pățit? M-a bătut nemernic cu asta. Cum te-a bătut, măi, fată? Da, mi-a dat. Păi tu nu înainte de căsătorie? Nu, mai da și înainte de căsătorie, dar am văzut că se lasă. Și să se lasă? Hristos nu schimbă decât firea celui care ar vrea să se schimbe. Ce să facem atunci când avem o rudă la mănăstire, iar părinții nu ne lasă să ținem legătura cu ea din frică că o să urmăm? Scrieți-i pe ascuns. Eu nu vă îndemn să încălcați dragostea părinților voștri pentru vreo rudă de la mănăstire. Prioritar, nimeni nu poate pleca în nicio vocație fără binecuvântarea părinților lui. Să țineți minte. Știți ce e interesant? Că îi scoateți din ecuație când vă taie capul și băgați în ecuație când vă taie capul. Băi, oameni buni, părinții nu sunt negociabili. Ăștia sunt ca limba română. Îi ai și trebuie să știi să-i folosești. De fiecare dată în favoarea limbii române, adică a lor. Terminați cu copilăriile. Cum să reacționăm când ne abordează sectanții cu poveștile lor stupide? Eu am un mod, dar nu vi-l zic. Pe mine mă bufnește râsul groaznic și nu știu cum să mă opresc. Să nu râdeți vreodată în față, vă ferească, îi jigniți. Ce părere aveți despre faptul că o majoritate din teologi și seminariști pun mult accent pe aspectul fizic? Doamne ajută, de se spală pe dinți, sub braț, în alte locuri de soare pline. Uf, în sfârșit am și o veste bună. Îi interesează aspectul fizic pe niște bărbați. Da. Parcă îi văd cum merg ei la liturghie cu brud, cu curea Gucci. Asta arată că au nevoie de iubire. Oamenii semnalizează. Până la urmă, seminariștii sunt niște copii cu aer de bărbați. Problema că și preoții sunt niște copii cu aer de bărbați și nu ne iese întotdeauna. M-a întrebat cineva, părinte, dar preoții nu-și pot schimba reverenda. O să-mi iau un reverend Armani. Există, sigur! Am văzut eu la unii care ne erau nouă dați de model de smerenie, știți? Că un patriarcu înainte mergătorul este cauză penală, dar sărăcia altuia care are o papa mobil de 1 milion de euro este o binecuvântare. Plângem pentru unul care are 4 milițieni care îl duc pe un drum, dar unul care are o armată este model de sărăcie. Eu nu cred că papa Francisc ar fi fost de acord să se facă comparație între și un patriarh ortodox. Au făcut-o tot băieții de meserie, facebookiștii, care nu au spus adevărul. Nu au spus numai despre partea de sărăcie. Ca unul care a cam sfredelit Vaticanul câteva zile, vă spun că atâta sărăcie ca acolo n-a văzut nicăieri. Doar la Viena. La Viena și la Paris. State democratice. E cam în această cetate năpăstuită a Parisului,
acum câțiva ani și eram între Louvre și obeliscul din Luxor, dintr-o piață de acolo. Și eram cu un domn de la un minister foarte important al Franței și îmi spunea: Constantin, dar uite aici hoții voștri de români, hoții voștri. Și ați bătași, bă, din gură, că doar în Louvre ăla n-aveți o pictură franceză, iar obeliscul ăsta n-a venit singur înapoi. Adică, ce părere aveți despre oastea Domnului? O părere bună. Părere foarte bună. Serios, vorbesc serios. E parte integrantă din viața mea, ce părere aș. A, că s-au dezis de mine acum când a spus că ascult 4 ore rock, a sărit o tante acolo și a zis, nici măcar n-are nicio legătură cu... Că, într-adevăr, cu secta oastei Domnului n-am niciuna, dar cu adunarea oastei Domnului am toate legăturile posibile. Ce părere aveți despre tinerii de azi în conformitate cu Scriptura și viața creștină? Conform Scripturii, tinerii de astăzi trebuie să nu fie disprețuiți pentru tinerețea lor. Așa zice Sfântul Apostol Pavel. Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale. Vă rog să vă scrieți acasă pe masă. Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale. Ce? Așa. Pentru Părinte Ciprian. Asta ți-a scăpat. În ultima perioadă toată lumea lovește în biserică, dar despre parlamentarii care și-au votat pensii foarte mari, nu vorbește nimeni. Vorbește presa, lăsați-vă! Dar noi nu putem trăi viața bisericii comparativ cu alții. Avem și noi greșeli, nu că avem și noi. Avem greșelile noastre, trebuie să le îndreptăm. Trebuie să fim mai atenți. Evanghelia nu se citește doar pe scoarță. Am o colegă de lucru care m-a vorbit de rău la conducere și față de colegi. Neserioasă. Nu pot să o iert și nici nu cum să mă compor cu ea, dat fiindcă stăm în același birou 8 ore pe zi. Doamne, cum vă câștigați mântuirea! Doamne, folosiți perioada asta să creșteți în virtutea iubirii vrăjmașului. Opriți-vă, dați slavă lui Dumnezeu. Ce folos ai să te împaci bine cu una de la birou? Mai bem o cafea, mai bem o cafea, mergem la o țigară, mergem la o țigară. Asta înseamnă să te împaci bine cu colegele, da? Dacă o persoană vrea să vorbească cu mine pentru că i-am greșit, lucru simplu, sigur. Cum ar trebui să mă compor față de ea? Normal, încercați să mai vedeți odată. Cum să procedez? Mai ales că au și lucruri care le spune despre mine. Aici e. E foarte bine că vă vorbește de rău. Feriți-vă când oamenii vă vorbesc de bine. Și Dumnezeu, puneți una pe Scriptură. Părinte, sunt ortodox, nepracticant. Bă, băiete, îmi place. Ești primul om din sala asta care recunoaște că ortodox ne place. Ei, toți practic ortodoxi. Am auzit metanile. Și că am mers și pe la Pentecostal sau la alte confesiuni să văd cum este. Cu ce ar trebui să încep să găsesc calea? Opriți-vă, fixați-vă într-o parohie, căutați-vă un duhovnic deștept și cu minte. Și încercați să vă respectați opțiunea de viață. Hristos nu stă ascuns. El se dăruiește. Ce să-i căutați dumneavoastră pe la el? Nu știu. Care să considerați că este rolul tinerilor creștini ortodoxi în societatea de astăzi și în parahie? Voilà! Ia cătă! Rolul. Să-l pozitiveze pe un bufon, să-și ducă rolul până la capăt. Credeți că e ușor să fii preot singur? Cei mai faini în parohile în care tinerii fac mișto de popă. După liturghie. Părinte, trăiesc în Luton, în Anglia. Mi-aduc aminte. Vai, ce comunitate frumoasă. Și mi-aduc aminte că ați adus în discuție la biserica din Luton, Sfântul Alban, un subiect legat de musulman. Vă pot spune că zi de zi sunt presat de așa zisele oferte ale lor de a-mi schimba religia. Cum aș putea să ripostez? Luați avionul cât mai des spre casă. Ce să căutați în direcția? Ce poate oferi Islamul mai mult decât ortodoxia? Eu uite, chestia asta mi-o pun în cap de 3 ani, de când i-am auzit cum laudă, vai, seninătatea, tu, n-am nimic. În teorie, toate religiile sunt perfecte. În realitate și ortodoxia e plină de ortodoxi bătuți în cap, clar. Dar m-am întrebat, oameni, cum nu poți să vezi diferența? Că e o diferență de structuri. Și ce m-a pus pe gânduri? Filmam la Vaniția cu prietenul meu, George Grigoriu, și cu o echipă foarte frumoasă de oameni, în dimineața în care seara au avut loc atentatele. La Bari, către prânz, am văzut standul de cărți dintr-o librărie și la Veneția m-am dus să văd aceeași librărie a doua zi după atentate.
toate cărțile care erau pe prima pagină cu spiritualitate musulmană, dragostea în islam, teoriile astea frumoase, textele astea frumoase altfel, bune de calitate unele dintre ele, toate dispăruseră. Dispăruseră. Nu că le-au luat acasă oamenii să citească ca să-și pozitiveze mentalitatea, nici de cum. Și s-au prins și ei că a fost un exces de propagandă pe o linie, uitând de cealaltă linie. Rugați-i pe... Eu știu ce e la Luton acolo, că e Luton Stan acolo. Nu te... Acolo am văzut prima dată în viața mea predicator musulman itinerant. Doamne, el, e modul lor de a fi, dar ce legătură să aibă asta cu sufletul dumneavoastră? Cum biruim mândria? Pe mine m-a întrebat. Pe mine? Care sunt expert în prostii? Vai de mine! Nu, mândria nu biruiești. Ține, vă rog eu mult, rețineți. Noi nu biruim nimic. Mila lui Dumnezeu. Mila cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni. Asta să vă fie soluție. Părinte, dacă am fost botezat prin stropire, e nevoie să mă botez din nou prin afundare? Nu singur, da? Deci nu vă băgați în vană și zic, botează. Simțiți că nu sunteți de plin creștin? Vă opriți cineva de la împărtășanie? Că sunteți prin stropire? Luați-o ușor. Eu cunosc câțiva copii pe care n-am avut cum să-i botez, că erau născuți în viteză maximă și oricum n-aș fi putut băga cristenița în incubator, că nu intra. Sigur că sunt cazuri extreme. Dar să știți că sunt foarte bucuroși de creștinătatea lor. După ultimul timp în care biserica a fost lovită din toate părțile, nu au mai rămas câteva părți nelovite, o să vedeți. O să vă mirați. Eu știu în seara când noi am fost la Realitatea TV după ora de religie, reacția unui blogger socialist în România, care a și spus ăștia la un moment dat că se vede că investesc rușii în acoperire în România, că și-a schimbat geaca. La un moment dat, omul acela a spus, băi, nu mai vorbiți cu ăștia pe pedagogie, pentru că e clar că pe pop nu-i bateți la chestiile astea. Târâți-i spre financiar, băgați acolo, n-au niciun răspuns. Serios? De parcă ar fi gestionată biserica asta de infanteriști, de zombi. Am putea ajunge la concluzia că turma asociațiilor, ONG-uri, să le fie frică de biserică? Vreau să vă atrag atenția asupra ONG-ului, asupra unui singur lucru și foarte interesant. Aveți afară o carte, e aici, care vă aparține, de fapt, pe cine incomodează ora de religie. Iar o prefață, dialog cu imposibilul. E imposibil să dialoghezi cu un ONG secularist. Imposibil. Ei nu vor să asculte, vor să aibă dreptate. Să credem în ceea ce zice lumea că se deoache? Ne deochem. Câte vreme în molitfelnic avem rugăciune de deochi și ne doare capul și ne e rău, se poate întâmpla să fie așa. Deci, dacă în Biblie scrie că prima zi a săptămânii este duminica, de ce ortodoxi o consideră zi de odihnă? Iaule, numai odihna noastră sunt noi. Ortodoxi și serioși nu o consideră zi de odihnă și atât. Și de prăsnuire, de bucurie. Și dacă e de odihnă, ce, nu sunt oameni care trebuie să doarmă duminica? Nu? Nu în timpul liturghiei, dar după aia, un pic întins așa. Nu? Cum scăpăm de timiditatea excesivă? Fără exces de expunere. Nu există timiditate în exces. Există timizi care nu știu ce să facă cu timiditatea lor. Folosiți-o, e o armă foarte bună. Să vă dau un scris că un băiat cu minte și bun caută în continuare o fată care roșește când face o năzbătie. Sau când se îndrăgostește. Încă îi se mai roșesc obrașii. Nu de la căldura din sală, deci nu vă dați smari și smeriți acum, da? În curând se vor căsători. Ce sfat dați? Să vă iubiți. Atât. Dacă ne iubim, totul e posibil. Sunt întoarsă de curând la Dumnezeu. Welcome. Mă rog. Dar încă am senzația că e ceva artificial. Și este. Și este. Dacă citiți biografiile marilor bărbați ai mișcărilor protestante și neoprotestante, toți își aduc aminte de oră, dată, în ce loc. Întoarcerea la Dumnezeu este un progres continuu care se sfârșește ca la Sfântul Sisoie. Mare Sfântul Sisoie, ăsta a existat, știți? Sfântul Sisoie există. Mare Sfântul Sisoie, îi pleacă așa sufletul la rai și ucenicii, uite, deci Sfântul, era în fața ușii de la rai, ce, uite la Sfântul Sisoie cum s-a mântuit. Iar Sisoie ce? Încă nu. Încă nu.
Deci tot timpul când spune ne-am întors la Dumnezeu, ne referim la ceva artificial. Mintea mea îi vorbește lui Dumnezeu, îi mulțumește, roagă, dar inima mea e împietrită. Ușurel. Dați cu gândul bun în inimă și se deschide. Dați un gând bun așa, în fiecare clipă așa. Dacă îmi zic gând bun, gândirea pozitivă, totul va fi bine, nu-i nimic, ai murit, totul e bine. Nu pot să plâng, așa mă tem că asta nu o să se schimbe niciodată. Credeți că depinde doar de efortul meu de a căuta pe Dumnezeu? Nu. Dar Dumnezeu nu se ascunde în lacrimile noastre, decât dacă sunt lacrimi de pocăință. În rest, nu sunt lacrimi care să ne apropie de Dumnezeu. Ne recomandați câteva cărți din care să înțelegem ortodoxia? Mamă, ce mi-a supărat. Cât timp aveți până dimineață? Nu există cărți care ne fac să înțelegem ortodoxia. Este doar Harul lui Dumnezeu care ne ajută să înțelegem ortodoxia. Pentru a putea înțelege mecanismele și cultura ortodoxă e nevoie de cărți. Cereți întâi Harul lui Dumnezeu și apoi luați-o încet. Luați-o de la catehisme, luați-o de la cărți de învățătură. Citiți și voi părinții bucuroși ai bisericii. Viața Sfântului Serafin de Sarov, viața Sfântului Siluan. Să vedeți că cât ești de păcătos dacă ai nădejde în Dumnezeu, în ce domeniu este util să activăm în prezent ca voluntari? Ce e mai... Orice este de folos. Orice. De la spălatul geamurilor, la spălatul WC-urilor în spital, tot ce faceți, faceți ca pentru Dumnezeu. Ce ați face dumneavoastră în locul nostru, tinerilor, în vremurile de azi? Exact ce fac acum. Aș vorbi nelimitat. Vorbiți unii altora. Vorbiți. Comunicați. Vorbiți. Stați de vorbă unii cu alții. Îmi îngădui să vă prezint câteva dintre cărți, doar cu titlul informativ, iar apoi o să vă rog frumos să mai ascultați o poveste pe care o știți de altfel, dar vă readuc aminte. A apărut reeditată în Dumnezeirea Maidanului. Este prima carte, nu pot bate mai tare. Apoi, În drum spre Emaus, este carte de predici de la Radio Trinitas, fiind de câte 4 minute unite între ele. Apoi, Viața Sfântului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni, Dăruitorul, este reeditare și aceasta. Mi-a fost foarte dragă la Bari, îmi venea să nu mai las din mână. Am retrăit toată frumusețea întâlnirii cu un Sfânt. E magnific ca odată în viață să te poți întâlni cu un Sfânt viu. Apoi, cartea despre care v-am spus, Pe cine incomodează ora de religie, vreau să vă spun că astăzi, nici nu mai știu în ce dată a fost anul trecut, dar cam pe așa a fost și atunci, nu? Deci vreau să vă atrag atenția că aici este jurnalul unei bătălii comune. E conferința de la Cluj și conferința de la Botoșani. Deci prima din serie a fost la Sibiu, la Cluj, înainte de a începe toată tevatura, iar cea de la Botoșani a fost ultima dintr-o serie lungă despre ore de religie, la câteva zile după ce s-a dat public procentajul de înscriere al copilor, care să știți că până astăzi este deschis. Noi tot creștem. Și să știți că cel mai mare dar care l-am primit atunci și îl primesc de fiecare dată este reacția copiilor și a părinților când mă văd cu ei. Apoi, Anatomia Sufletului este o carte pentru... Am făcut o conferință pentru mediciniștii de la Sibiu, dar nu vă așteptați că e una medicală, da? Și apoi, Libertate și Mântuire este o altă conferință publicată și ea. Și o muncă mai veche, e al treilea volum dintr-o carte pentru cei care aveți specialitate pe comunicare, pe retoric, să vedeți cam cum gândea un om al bisericii istoria comunicării în biserică. Există cartea aceasta din domeniul omiletic a părintului Dumitru Belu, care este o editare după niște manuscrise care existau în secretariatul, în rezerva de manuscrise a facultății noastre, despre care toată lumea spunea că nu au nicio valoare. Și au ieșit o carte atâta și încă o carte atâta. Adică, dincolo de mărime, foarte mult conținut. Vreau să vă spun povestea de sfârșit ca să rămâneți cu ea. Uitați tot ce am zis, da? Delete. Dați delete. Ați dat? Deci delete. Total delete. Și acum să vă spun... În ultima vreme mă preocupă foarte mult o poveste din viața fericitului Ieronim. O să sper să nu se supere pe mine frații noștri, că Ieronim e și în Biserica Ortodoxă, da? Deci Sfântul Ieronim e... El locuia foarte aproape de peștera în care Mântuitorul Hristos a născut, într-o chilie care este vizitabilă până astăzi. Mare traducător în latină, el a tradus Vulgata, ediția latină a Sfintei Scripturi, un om foarte, foarte interesant. Și la un moment dat, om căpos, roman căpos, s-a apucat să se roage și să-i zică: Domnului, Doamne, dăm
să-ți dau ceva ce tu nu ai. Vă dați seama ce tupeu? Dăm să-ți dau ceva ce tu nu ai. Și a stat liniștit așa, s-a tot rugat, s-a tot părea că e totul pierdut. Până într-o dimineață, când mergând spre Biserica Nativității sau Nașterii Mântuitorului de la Betlehem, Ieronim aude, Ieronime, dă-mi păcatele tale. Dacă vreți să vă atingeți de Betlehem, dați-i lui Hristos păcatele. Știe ce are de făcut. Mergeți cu fruntea sus înainte. Rugați-L pe Dumnezeu să vă țină o inimă deschisă și lărgită. Și vă rog eu frumos, nu vă fie frică. Suntem prea temători. Fiți cuminți. Fiți cuminți și înțelepți. Frica nu naște pocăință, ci un anumit soi de pocăință care nu întotdeauna iese. Bucurați-vă și de a fi ultima generație, am trăit de departe în cea mai frumoasă dintre lumi. Și îndrăznesc să spun că în cea mai frumoasă dintre țările lumii posibile. Luați-vă în serios Evanghelia și creștinismul. Și fi curaj. Eu știu unul care a biruit. Mulțumesc mult. Acasă, repede, repede. La Paști sau în perioada înainte de Paști să vă chemăm la o sală mai mare. Da? Da. Acum vă părindăm. Să știți, așa de mare încredere am în clujeni, încât înainte de a trece prin sala mare, voi trece printr-o sală de operație unde operează un clujan. Da? Deci vreau să rog pe studenții mediciniști din sală să nu vă faceți niciodată de rușine medicii excepționali pe care i-a dat facultatea de medicină. Fruntea sus. Că încă mai avem nevoie de medici. Pune și noi popii. Afară, cei care vreți să donați, se fac să colindă venirea la spitalele și ducem pachetele la fiecare bolnav sau la cât putem mai mulți. Cei care puteți dona, vă așteptăm. Am editat din nou revista Actos despre Părintele Arsenie Boca, în care vreau să fie și Părintele cu un interviu, dar am intervenit niște neînțelegeri. Adică n-am... Eu mă bucur că da. Dar o să apară într-o altă revistă. Nu pot scrie pe mașină, singura mea suferință. Bine. Să zice în rugăciunea și pe aceea vă părinte, Părinte. Mulțumesc. Cu bine se cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. S-a curăță fericită și preamărinovată și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce cinstită decât de rupinii și mai zărbită fără de asemănare decât serafinii, care fără spinăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu. Doamne, Doamne, cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Așa să fie.